La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu, alături de noi ca întotdeauna prietenii noștri de la Casa Pariurilor. Edițiunea de astăzi, dragi prieteni, stă sub semnul subiectivismului, pentru că persoana pe care o vedeți aici de față, acum vreo 30 și ceva de ani, la orele de dirigenție, povestea despre viața fiecărui membru al acestui grup umoristic cu materiale tăiate din ziarul revistă Pop, Rock and Sport, unde se găseau informații despre dumnealor și eu tăiam și veneam la orele de dirigenție. De asemenea, eu sunt băiatul care își vindea, ca să folosim acuzativul corect, care își vindea Adidas și pantofii de sport prin 91-92, prietenului Griguță din blocul de vis-a-vis, care îmi dădea bani, pentru că nu era vina mea că cei de la Divertis și cei de la Direcția 5 le dăduseră amândurora prin cap să facă spectacole de Crăciun. Și atunci nu dispuneai de bani să te duci la ambele concerte, spectacole și trebuia să mai vinzi o pereche de pantofi de sport. Griguță, cred că îi mai por și acum că erau foarte buni, erau Jordan 2, 3, 5 și așa mai departe. Acestea fiind zise, dați-mi voie să vă spun doar atât. Fondator și unul dintre făuritorii, fără nicio falsă modestie, fără făuritorii de umor șmecher ca lumea de acum 30 de ani și mai din timpurile noastre, a ieșit din lumina reflectoarelor, apoi s-a apucat să ne fure nouă meseria scriind câteva cărți. Vom vorbi despre toate acestea, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cu domnul Doru Antonesei. Hello! Bună ziua și bine ai venit, Doru! Bună ziua, bine te-am găsit, Cătălin! Am fost încântat să aud o asemenea prezentare mai mult decât elogioasă. Nu, dar sper că la mormântarea mea o să fiu liber pentru... Care e pe bune, pe bune. Da, am adică înțeles. Nu era... Și la mormântare sinceritatea valorează mult, nu? Da, cel trecut astăzi la domnul era un băiat bun. Da. Pe vremea aia nu exista internet. Și Andrei Partoș cu Pop, Rock and Sport, Pop, Rock and Show, avea o rubricuță. Astăzi prezentăm băieții de la Divertis. Eu tăiam cu foarfecuța și la ora de dirigenție doamna de spaniolă era veselă că cineva vorbește și că dumneavoastră își face treaba noi și că ea în clasă stăteau, ascultau, n-ascultau. După care a venit treaba asta. Important că nu se băteau. Da, adică era... Nu era. Divertis are spectacol la Sala Palatului. Păi și Direcția 5 are la Teatrul Ion Creangă. Okay. Păi da, dar cam în același timp. De unde bănuți? Da. Și atunci vindeam și... Dar oricum, reușeam. Mi se pare o mutare bună că nu-ți vindeai bocancii, da, iarna, ci vindeai pantofii de vară. Zice, eu știu pe un băiat care a făcut car vara, da? Da. Nicolae Grigorescu. Da. Zice, și l-a făcut și cu boi, nu? Da. Ceea ce mi se pare. Știi că odată mi-a pierdut bocancii iarna. Deci dacă poți să-ți imaginezi un om... Da, unde ai pierdut? Am fost plecat la fotbal și la fotbal, ca să nu ne lovim, că toți aveam bucăncioi de schi, ne-am schimbat toți în Adidas. Am jucat pe zăpadă în Adidas și am plecat acasă. Bocancii au rămas puși poartă, că n-aveam... Și a doua zi maică mi-a zice, băi, dar unde sunt bocancii? Și zic, bocancii? Păi unde să fie? Sub cuier, acum nu sunt... Și m-am gândit o grămadă, cum dracu am putut să-mi pierd bocancii iarna și să ajung totuși acasă, că nu sunt rus, ca să rezist la... Corect. Deci casa, ca să o luăm cu vorba voastră din startul începutului, casa înseamnă Gura Humorului. Da, casa înseamnă Gura Humorului. Dar iartă-mă, nu puteai să te naști într-o altă localitate decât în Gura Humorului. Cred că, deși n-au fost semne bune ca fi vreun humorist în perioada când am... Până am plecat din Gura Humorului, nu. Mai spuneam câte o... de-asta, șotii, câte o snoavă, câte o chestie de-asta. Avea taică-meu un banc preferat pe care îl repetam colegilor mei, chestii din astea, dar nu aveam niciun talent deosebit, nu-mi plăcea, cum vezi acum mulți actori mari sau mici, nu contează, mereu îți spun că ei încă de mici se adunau, le povesteau, nu aveam nimic din toate astea. Dar de mic ce voiai să te faci? Alu Antonesei, ce vrei tu să te faci până să fii mare? Capitan de vaporă, îți dai seama că poate scăpam de Băsescu dacă... Deși Băsescu a avut rostul lui să nu... Da. Uite, o șansă irosit. Da. Deci asta te ridicai în picioare, era aceea doctor, ăla zicea cu tare și tu ceai capitan de vapor. Capitan de vapor, dar nu vreau să mă fac inginer, nu vreau să mă fac doctor, nu vreau să mă fac capitan de vapor. Sigur, nu e ușor să ajungi chiar capitan de vapor, adică ar fi trebuit să fac întâi școală, să fiu ofițer 2, 3, 4... Voi avea și mare aproape la Gura Humorului, un lac ceva găseați acolo. Ia, lui Cătălin, că noi n-aveam mare și de-aia eram pușcași. Pâriaș. Pâriaș, mamă, nu? Cum, da, da, e genial. Da. Cum adică, păi? Dacă noi aveam pârâu. Da. Și vezi că de acolo Cătălin a inventat-o. Cred că a inventat-o și a stat undeva în capul lui până când Pușcaș, a apărut. Da. Da, și nu avem mare. Nu avem mare. Pușcaș, Râiaș sau... Nu? Pușcaș, Râiaș, Fluviaș, mă rog, Lăcaș, dacă era, stă lângă lac. Da, Eleștaș. Eleștaș, și așa mai departe. Da, aia tradițională întrebare de om bătrân. Copilăria frumoasă? Da, copilăria mea a fost foarte frumoasă. Mergeam mereu pe dealuri, ceea ce puțin copiii din ziua de azi pot face. Din păcate, mersul pe dealuri însemna scăparea de sub supravegherea părinților și totdeauna se solda ori cu vreo țigară fumată, ori cu ceva alcool băut, chestii de asta, pentru că poți să te duci pe deal, numai să te uiți la peisaje când ai 13 ani sau o chestie de asta, știi? Trebuie să mai faci ceva. Da, și, pe lângă. Da, pentru sex eram cam mici, deci nu că n-am fi vrut, dar eram destul de mititei pentru asta. N-aveam cum. Am citit că ai băgat baschet? A fost, da, liceul nostru era specializat în basket, profesorul nostru avea specialitatea de sport, avea specialitatea basket, de basketologie, domnul, și am făcut scheme după schemele colegilor americane. Cât s-a mai chinuit cu noi să ne bage în cap schemele alea și nu intra nimic. Deci, no? Da, începeau, deci fiți atenți aici, doi se duc în laterală, nu știu ce, eu eram coordonator de joc, că nu eram suficient de înalt, evident, coordonator de joc, maxim mai jucam al doilea coordonator de joc, așa, când vrea să-i sperii pe ea, și voi plecați acolo și pe urmă vă încrucișați și în momentul în care tu te duci și faci blocaj acolo și el vine și dacă nu poate trage el, pasează lui ăla acolo. Se termina după prima 1-2. Plus că ajungeați la blocaj. Aveam 4 scheme și coordonatorul de joc arăta la începutul schemei, da, 4 sau 2, da, sau 1 sau... Da. Mă rog, nu știu dacă se mai obișnuiește acum. Da, nu, acum ai cu denumiri. Ok. Nu mai e rotulă. Da. Și ca ceilalți să nu știe adversarii. Da, și da, mintea lor, rotula a fost repetat la antrenament de 500.000 de ori. Okay. Și așa mai departe. Da. Acum scheme mai fac doar doamnele de la volei pe plajă. Da. Noi mulți. Da. Nu ne interesează schema, da, propriu. Îmi dau seama, pe plajă nici n-are cum. Da. Ne interesează... Da. Altceva. Când îți intră în cap o schemă, trebuie să fii răcoare la creier, dacă e cald. Da, ai zis că îți pare rău și ziua de astăzi că tu stăteai într-un oraș mititel, dar la bloc și nu la casă. Da. Asta... Dar cum s-a... Erați chiaburi? Nu chiar. Părinții mei erau de la țară și ei aveau case la țară, da, la Berchișești, respectiv la Câmpul Moldovenesc, Pojorâta se chema localitatea de acolo, și s-au mutat la oraș odată cu... mutarea de țărănime de la țară la oraș, ca industrializarea forțată sau forțuită, cum îi mai spunea Iurică, zicea că este și forțată și întâmplătoare. Se zice forțuită. Da. Și, mă rog, li s-a dat o locuință, întâi cu chirie, la primele blocuri care au fost construite și, pe urmă, ne-am mutat la alt mai bun. Acolo era un fel ca la academie, la... Când pleca, erai la serviciu și când pleca șeful tău, dacă te avansa pe tine șeful, îi luai și locuința. Sau pleca, fie murea, și scaunul ăla de șmecheri, în primul rând. Exact. Și așa s-a întâmplat. Trebuie să beau niște apă. Deci ai stat, dar ți-ai fi dorit, ai zis că ți-ai dorit mult casa, nu? Mult adică... am dorit casa. Deci aveam niște prieteni care aveau casă cu trandafiri și cu 2 găini și câine, mai ales puteai ține câine la casă. Teoretic poți să ții și la bloc, dar e mult prea... Da. Neplăcut și pentru câini, și pentru vecini, și pentru tine. Corect. Și vroiam câine neapărat și n-am reușit. Adică am stat la bloc până când am plecat la facultate și de la facultate am plecat ca inginer la Azuga și tot așa și așa. Și până într-un sfârșit, în 2007, am reușit să-mi cumpăr un teren și să-mi fac o casă. Pe care ai vândut-o și te-ai mutat la bloc. Da, asta ar fi fost mișto când era gata casa. Da. Dom'le, nu stau în ea, că e mare. Face asta, da, acum, nu? O vând și mă mut la bloc. Da. Deci ai stat la Gura Humorului până la etatea de 18 13 primăveri, normal, nu? Sau cum? Sau ai plecat mai... Nu, am stat în Gura Humorului până când am terminat facultatea și am plecat cu repartiții. La Azuga am fost prima dată, toată lumea mă întreba, ești la fabrica de bere, nu? Zicea, dar ce făceai la Azuga? La fabrica de șamotă eram. Eram inginer la... Și ziceau, șamotă, ok, adu niște șamotă. Nu e Divertis, nu? Adică e pe bune. La fabrica de șamotă, care șamota era de fapt un praf. Deci nici măcar eram printre puținii de pe toată Valea Prahovei de asta care nu puteau șmernui nimic. Da, nimic. Dar acum, în singurul moment de sinceritate de astăzi, ce se făcea cu șamota asta? Cu șamota asta se fac niște cărămizi de teracotă sau de ceva, dar șamota asta se făcea la furnale sau la o chestie. Mi se pare că furnalul, în urma proceselor respective, distruge mereu cămașa aia de cărămidă care este acolo. Și trebuie făcută mereu cărămidă, după nu știu câte șarje dai jos pereții ăia și pui din nou cărămidă refractară, pentru că n-ai altceva ce să pui, că altfel îți topește. Dacă pui metal și pui metal topit înăuntru, probabil că... Deci nu puteai pârli șamota. Nimic, da. Un sac. Nimic. Eram disperat, dar ce disperați erau ăia din fabrică. Eu eram stagiar, deci niciodată n-am pus foarte mult suflet, că nu m-am văzut stând la... Azuga multă vreme, ceea ce s-a și întâmplat. Adică am plecat la Ploiești, la Iruc. Eu am terminat în electronică și telecomunicații. Dar unde ai terminat? În Iași? În Iași, da. În Iași. În Iași, da. La facultate acolo m-am întâlnit cu Toni și cu Stamina și cu Silviu și cu... Dar... Îi știai? Pe... Cu Toni făcuse și armata? Cu Toni a făcut armata. Așa știam. Toni în armată era o figură fantastică. Nu știu dacă era cel mai țin minte un coleg, David, care era puțin mai fantastic decât el la prostii, dar Toni... Tot vorba voastră fantastic, nu științifico-fantastic. Da, științifico-fantastic era chiar, adică el obișnuia uneori să-i strige pe locotenenți pe numele mare. Deci, pe vremea aia. Da, avea un locotenent, el, la plutonul lui, avea un locotenent pe care îl chema Țară Lungă și... Când venea, zicea, băi, Țară Lungă. Și asta zicea, ce faci, mă? Cum ai zis, mă? Și eu zice, ce-am zis? N-am zis nimic. N-am zis nimic. Deci era de mic copil. Da, dădea onorul, aiurea. Deci a trecut odată Maiorul Vrabia a fost surprins de anumite... Aveați, iartă-mă, și nume normale? Vrabie, Țară Lungă, adică erau și... Nu, era unul care avea un nume mai normal, așa. Ei, dar era Tencaru, care era un sergent major foarte bun la teleimprimator. Dar la ce a făcut? Adică ce armă? La arma, cum se chema... Cablu, construcții de linii, cablu și radiocomunicații. Dar nu știu cum se chema arma. Era un fel de RCSRDS. Eram plutonul transmisiuni. Transmisiuni, bun. Îl știai pe Toni de pe undeva, nu? Nu, ne-am întâlnit de la admitere care a durat într-o sală acolo când am dat alea, n-am cunoscut pe nimeni, îți dai seama. Și la admitere îl știai din armată? Sau nu, care... Când m-am întors, îl știam din armată. Eu am făcut armata după admitere. Am dat admitere și am făcut... L-ai făcut la redus, la termen redus. La teriști. Da, dar am făcut 9 luni, nu 6. Da. Cum? Că se făceau înainte, după... Se făceau. Și Toni avea tot timpul, tot felul de chițibușării în armată. Dar cum îl cheamă în buletin? Așa îl cheamă? Îl cheamă Anton sau cum îl cheamă? Nu. Toni, așa îl cheamă? Îl cheamă Grecu Arhire. Tatăl lui a vrut să-i pună numele Ahile. Sper să mă ierte, Toni, că dau aceste amănunte din... A ținut de călcâi. Dar cel de la primărie nu a știut. Băi, ia potolește-te, mă, cu Ahile. Primul nume care se potrivea. Bă, Arhire. Că mai sunt Arhire. Deci voi, normal, ar fi trebuit să-l strigați Ahiles. Da, Ahiles, da. Sau Ahile, sau da. Deci trebuia să aibă și o slăbiciune la călcâi, vorba ta. Asta mai trebuia. Bună ziua, domnul Ahile. Da, asta era să repun. Dar în rest să fie învins. Ca cine a fost Ahile? Brad Pitt a fost în Troia. Tot l-a prins. Și au tras bagapoția. Cât e de Brad Pitt? Dacă ai călcâiul slavul ei, asta e clar. De unde și ea, călcâiul lui Brad Pitt. Exact. Și a intrat la... Electronică și telecomunicații. Pe vremea aia s-a dat un punct și cred că am fost vreo 50 sau 60 care am intrat cu 10. Deci am intrat și eu cu 10 dacă am fost. Noi am fost, deci și eu am fost. Dar simțeai acum pe bune, simțeai așa o aplecare spre asta? Niciuna. Am vrut doar să fac o facultate și din facultățile renumite de la noi, cea mai renumită, ca să zic așa, era... Dacă pot zice așa și uite că pot, cum era altă glumă, era electronică și telecomunicație sau automatizări. Da. Cele mai firoscoase, evident, erau medicina și așa mai departe. Automatizări. Da, automatizări, se chema automatizări și calculatoare. Deci calculatoare nu erau decât alea, dulapurile mari, că acum un calculator de ăla e super calculator și costă de milioane. Da? Și acolo te-ai găsit cu Toni. Acolo m-am găsit cu Toni, dar noi întâi ne întâlnisem în armată și în armată îl făcusem colegilor niște poezii. Aveam câțiva colegi așa pe care nu îi simpatizam sau îi simpatizam, dar permitea și puțin mișto chestia asta și am făcut niște poezii relativ umoristice. Atunci ți s-a deschis apetitul? Deci ai zis că Toni era pe alt rând la avea bilete. Armata era plictiseală mare, adică cât nu te frecau. Deci până în momentul ăla nimic. Nimic, nu aveam nicio înclinare pentru chestia asta. Toni avea. Toni, când a ajuns în Iași la facultate, a intrat imediat într-un grup umoristic al lui Dan Bacinski, foarte cunoscut în perioada aia. Mă și mir că el n-a avut o carieră la fel ca Doru Octavian Dumitru, după care și el tot din student s-a ridicat, pentru că la un moment dat era mai bun decât Doru Dumitru Bacinski, acest Bacinski. Da. Și el a construit un grup la care a fost Toni și Silviu, cred că, bine, Silviu mai târziu, când a ajuns și Silviu la facultate. Și Toni după aia, într-un fel, m-a întrebat într-o zi când m-a auzit citind un text, că aveam un coleg foarte doxat, Secrierul, găsesc iarăși nume. Da. Când ajungi la primul nume normal, ne oprim. Și el era, a zis că nu poți să faci mișto de o scriere de-a lui Dostoevski. Și atunci a zis că eu cred că poți. Și am compus o însăilătură de asta, care era vag amuzantă. În termenii de azi ar fi fost penibilă. Chiar, dar voi vă luați de Dostoevski, adică și umorul ăla era un picuț, știi? Noi asta citeam, adică eu cu prietenul meu citeam plus Iertați-ne pe noi, dacă nu. Ce să fac? Dostoevski ați copilărit, vorba aia, v-ați format ca om. Da, și a auzit Toni chestia aia și a zis, bă, hai să încercăm ceva. Și am mai scris niște texte. Primul a fost ceva cu Corsarul cel imbecil sau nu mai țin minte alt. Când se întâmplă asta ca an, așa mai ți-aduce aminte? 1983, nu, în 81 am scris asta cu Hingherii, o poveste cu Hingheri care e în cartea asta pe care am vrut să o întorc ca un fel de ce n-am putut publica atunci, să vorbi atunci, am vrut să adun o parte în chestia asta. Și am făcut la o serbare. Atunci se făceau un fel de chestii care se chema serbarea electro. Nu știu dacă se mai făcea și în altă parte, de Crăciun era, dar noi o făceam ca moșgerile sau... Da. Păi asta era să întreb care Crăciun. Da. Știi? Crăciun, de Moș Crăciun, care? De Moș Gerilă. Erau prostii, oamenii oricum se duceau la... Care avea de se dus la biserică. Dar chiar, uite, iartă-mă, o paranteză mică, se țineau treburile astea, pentru că acolo, în partea aia de lume, nu erați alterați așa cum eram în București. Sau se țineau datini? Adică tu ți-aduci aminte de un Crăciun la Gura Humorului când erai copil? Da, era Crăciun, venea moșul, nu știu dacă nu cumva totuși îi spunea că moșgerilă, când, deci asta nu țin minte. Eram prea mic, am aflat repejor că moșgerilă de fapt e tata sau mama sau un vecin ca să facă cu schimbul. Nu știe ce spune, domnule. Nu știu ce spune. Dar datinile erau datine, adică nu știu, mergeați. Paștele era o sărbătoare importantă, pentru că de Paște mergea la biserică. Noi mergeam și noi cu țăcălușurile alea cu care puneam carbid în ele și sunt niște cutii de conservă, asta pui carbid, scui pe... Da, pentru noi asta era foc și fantastic. Poc! Și când se rup torțile cerului sau nu știu ce. Vă îmbrăcați în costume populare sau astea? Nu. La țară chiar, adică bunicul meu, fratele lui mama care a rămas acolo, da, ei se îmbracă și acum când merg la biserică. Adică să... Și de ce te întreb? Noi n-am prins. Pentru noi cei născuți într-un oraș din ăsta nu exista. Ok, fârleam un porc și mâncam o salată băf. Asta era maximul, dar nu aveam. Și omul când vine și începe să povestească, uite, noi mergeam așa, ni se dădeau mere, ni se dădeau nuci, noi ne uităm la ei. mai mergeam cu uratul, dar totuși era oraș, adică era un oraș mai de la țară, dar era oraș, adică te primeau oamenii, adesea ăla de urat era și astea, buhaiul, era făcut din tablă, nu din lemn, cum erau din putinică alea vechi, și erau cu ață, ața pescărească o desprindeai dintr-o ață cauciuc, dintr-o gumă de asta făcută pe fir, și era cu gumă de aia, nu era cu păr de cal. Cu părul de cal îți trebuia borș, trebuia să te... Cei mai bătrâni mai povesteau, mă rog, care erau mai mari, mai ne povesteau nouă cum era. Dar noi cam așa am prins. Deci ați fost ca mașinile hibrid. Exact. Te jumate tradițional, jumate... Dar oamenii ce munceau? Chiar ca alea plug-in, care nu sunt prea bine niciuna, nici alta. Dar oamenii ce munceau pe atunci în Gura Humorului? Păi era un combinat minier în apropiere de Humor, un trus de construcții și montaj miniere, și mergeau mulți, lucrau la mină. Deci lucrau la mină, care venea naveta, se urcau în autobuze, plecau la mină, se întorceau în oraș. Mai există acum? Mina nu mai există, adică era o mină care scotea o substanță care se chema barită, nu știu, era și o glumă de asta, că bă, tu ești de la barite sau în orice caz, era ceva, că ești cam prost sau o chestie de genul ăsta. Și alea se amestecau cu o apă și o chestie și se chema flotație toată chestia. Unii lucrau în subteran, unii la flotație. Cam asta era la Gura Umorului. Dar faptul că era într-o zonă în care, fusese scăpată, necooperativizată, erau mulți gospodari de ăștia care aveau acasă vaci sau în satele din jur sau chiar în Gura Umorului. Păi nu le-a putut cooperativiza, nu știu de ce, ori nu mai țin minte, asta, adică odată am știut că mă miram eu de ce la tata, care era la 15 km în partea asta înspre Suceava, spre deosebire de la mama, care era 30 de km în partea aia spre Câmpul Lung, la ei era necooperativizat totul și de la noi începea cooperativizate, dar erau CAP-uri. Presupun că unde era mai șes au putut așeza terenurile mai bine, așa, pe dealuri pe acolo, oamenii aveau, bunicii din partea mamei, de exemplu, aveau un teritoriu mare, hectare de deal, de pe care culegeau fânul, coseau fânul. Nu, e foarte tare asta, știi? Să culegeau. Fir cu bob culegeau. Nu. Dar foarte tare asta, știi? Adică să vii să vorbești despre... Bunicii de ăștia cooperativizați aveau o singură vacă, ăștia alți cărora le spuneam de la munte, aveau 4-5 vaci, 2-3 porci, aveau cal sau cai, deci era alt nivel. Dar ce vreau să spun este că se găsea multă mâncare naturală, adică unt de ăla renumitul, untul gros galben, care era gras din cauza că era galben din cauza că era foarte gras, dar mai rog, pe vremea aia lumea nu se preocupa. Sănătos, știi, mâncați sănătos, nu, zice, mănânc și bolnav. Și bolnav, mănânc de rup. Mâncam de rupeam, dar nu depășeam 60 de kg în perioada aia, aveam 65 de kg, eram ca o ație, așa. Revenim la... Are vreo legătură cu Asterix? Grupul lui Toni, vrei să spui? Se chema odată Fantezist și odată Asterix, cred, Asterix. Adică nu ăla de Obelix. Obelix și Asterix, dar era Asterix. Bun, Asterix, dar era un risc pe vremea aia? Nu știm, adică toți presupuneam că erați inconștienți. Da, eram inconștienți. Serios, adică la modul... Clar, eram inconștienți și ne-o căutam cu lumânarea, adică cum sunt copiii mici care sunt... Un ban pe vremea aia primeai 10 ani sau, Doamne ferește, sau 5 ani sau... Nu știu, pe vremea când am fost eu la facultate, nu cred că mai era deja așa nasol. Da, asta fusese puțin în perioada... Se mai descontorgeționase. Da, exact. Era arealul de biotop... Era început să se curețe. Era mai lejeră chestia asta, dar îmi aduc aminte că uneori se întâmplau niște chestii complet absurde. Noi aveam la Electro o revistă de asta, gazetă de perete, o chestie de asta, unde mai publicam done de brici, care jucam chestii de genul ăsta și caricaturi și glume, și într-un an Unul dintre colegii noștri desenatori, care desena Toni a sugerat, cred, Toni, nu mai aduc aminte exact dacă el, a sugerat să facem o caricatură în care să fie niște studenți străini care să spună noi vrem cămin. Părându-ne se nouă foarte amuzant cum ar putea să vrea studenții străini cămin, adică fiind în subtext că el avea pământ, dar fiind străin. Ok. Caricaturistul desenator, ca să-i facă pe străin, nu i-a trecut alte idei prin cap decât i-a făcut negri. Ca să sugereze din start că sunt străini, să nu fie dubii că... Ar fi altele. Da, cerem noi. Două feluri de studenți străini, care veneau din țările africane, deci afro-americani, afro-români, pardon, și care veneau din țările arabe, care erau relativ albi, adică... Da, și el i-a făcut... Și el i-a făcut... Ca lumea, ca să nu existe dubii. Și atunci a fost un tămbălău foarte mare... L-a chemat pe Toni, care era cumva responsabil de numărul ăla, l-a chemat la... Acum râdem, da, pe vremea aia nu era. La orășeneasca de partid, la o chestie de asta, a intervenit securitatea, că ce-am vrut să spunem cu chestia aia, că e rasist, că nu știu ce, era o prostie completă, oricum, până la urmă s-a uitat, dar am vrut să spun că deși a fost un scandalou fantastic, mai ales la membrii de partid, că n-am văzut niciodată eu venind cineva de la securitate, care să spună hai noroc, sunt care-i Giorgio de la securitate și... Ia vină încoa, care-i scris, știi? Tu, vină încoa. Da. Dar ție îți plăcea mai mult să scrii sau să... Știu că mai mult să scrii, adică să compui. Mie plăcea să scriu, da. Tot timpul mi-a plăcut mai mult să scriu glume, dar cu timpul am început să și jucăm, că n-avea cine juca chestia aia. Că adică, le scriai, dar... Le scriai, le și jucai. Și Toni a fost totdeauna... organizator, așa, îi plăcea să combine și să un fel de producător organizeze și el ne-a împins practic spre drumul ăsta de grup, scenete, chestii de asta. Că noi scriam un fel de monologe în vremea aia aproape toți. Și am făcut o chestie cu niște serii, era un Cenaclu Moldavia la Iași atunci și o întâmplare mișto că am făcusem un pact că să nu mai mergem separat la Cenaclu, o chestie de asta, și îl făcusem pactul la un banchet. Am fost invitați la un banchet de asta, tot ca să facem niște glume, undeva la Bucium. Și după ce am băut mai mult, Stamina, colegul meu Florin Constantin, mi-a zis, băi monstrule, asta era pe reclama mea din perioada aia, ce zici tu să mergem noi acum la Cenaclu? Păi zic că abia cu jumătate de oră am făcut jurământul horaților care să... Că nu ne ducem separat, că la orice chestii toți trei împreună. Zice, da mă, dar seara asta e mișto, vin și gagicile alea două. Și Toni nu vrea să meargă. Și zic, păi și noi ce naiba să facem? Găsim noi ceva. Și am zis, ok, noi mergem până la Buda, adică până prin tufele din jurul cabanei trebuia. Și am fugit la autobuz și am plecat la asta. A fost un jurământ care a fost călcat după jumătate de oră, ceea ce cred că e o deci nucleul ăsta a fost tu, Florin, și cu Toni la începutul începuturilor? Da, la începutul începuturilor ăsta a fost și am fost la Cenaclu Flacăra. Când a venit Cenaclu Flacăra în Iași, cineva a trimis un bilet, cum era obiceiul. Ajunge la masă. Da, pentru cine? Nu știu, era acest obicei, că cineva trebuia... Da. Citea pe UNESCO da. Biletul, erau pe bucățele, așa, pe cei că le-a scos... Ar trebui să vedeți și grupul Divertis. Scria unul. Era deja stabilit numele? Da, numele a fost stabilit de când am început. Din startul începutului. Da. A fost ideea lui Toni asta să fie... Mi s-a părut un nume... Da, a funcționat, adică a mers. Numele erau tot deștepte? Adică nu erau tanananana, tandan, nu erau glumele pe care le aveați. Erau la jumătate, adică... Nu se putea face. Acum cei care ne privește sunt mai tineri zic, cum adică mă, glumele se făceau greu? Trebuie să spunem că exista un spațiu delimitat, nu mergea să faci glume despre orice. Exact. Acum râdem, face cine hăhăim. Da, poți atunci... să spui acum Claunis, Iohannis sau ceva și râde lumea sau nu, dar oricum poți să spui, dacă ai fi făcut așa o glumă cu Ceaușescu, cred că chiar o luaia. Ziceam înainte că nu era chiar așa. Da. Și atunci era... Exact. Trebuia să fie... Restrânsă aria. Mi-aduc aminte că era o glumă cu cooperatorii Stan Bostan și Stan Costan, deci erau și aliterații de asta. se întorc, nu știu, au fost surprinși conducând combina în marșarier cu peste 60 de km la oră. Aici deja se redea cu combina în marșarier cu 60 de km la oră și finalul era pe motiv că se întorceau de la lucru. Deci de-aia mergeau în marșarier. Se întorceau. Puteau să vină drept. Sălile erau pline, bănuiesc, de studenți. La Cenaclu? La studenți? Da, era full, complet. Deci nu era cu plată. Și la Cenaclu mergeau astea? Adică dacă nu dădeai cu patrie, patriotii și așa mai departe, mergeau? Noi am fost, sigur, grup umoristic pe care l-am văzut eu când am fost noi. Nu știu dacă au mai fost. Că întrebam, știi, că de obicei acolo, bine, nu erau toate patriotice. Deci Stamina făcea Boierul și Calul, care era o parodie după ăsta, Mujice. Cine a scris un boier călare pe frumoasă iapă și voind să treacă într-un loc o apă? Vezi că știu mai bine poezie, dar nu mai țin minte. Topricianu? Toate? Nu. Mă rog, și fiind grăbit, a chemat argatul și i-a poruncit. Da, ia-mi în spate iapa și mi-o trece apă, mă rog. Și am scris toți trei câte o lucrare care trata acest subiect. Și lucrarea lui Stamina era cu Boierul și Calul. Și avea povești prin ea că scotea Boierul un pachet de Kent, că nu știu, chestii care erau atunci. Pe el îl costase 80 de lei chestia asta, care era aluzie la cât de scump era Kentul. Da. El așa a fost liniștit tot timpul? Florin? Da. Da. Da, da, da. El a fost stilul ăsta. Dar și tu ai fost mai nevricos așa? Nu, nu. Te știi nervos? Așa... Adică cum faci tu când ești nervos? Transpir. Eu când sunt nervos fac cum făcea Cotabiță, transpiră. Ce faceți când nu cântați? Da. Transpir. Da. Dar ai fost nervos? Adică te știi... Pe scenă sunt nervos în general și din cauza asta uit textul. Și au fost multe momente în care am luat-o pe arătură pur și simplu, că Iuri îmi zicea, bă, orice ar fi, nu te opri, că dacă te oprești se vede. Și zic, păi da, mă, dar pot să spun baliverne la nimerar? Și spune, știi, cine știe din sală, care e textul eventual, unul o să vină. Dar nu aveam chestia asta decât la primele două spectacole, când eram panicat că o să precis, o să uit ceva. Și ce uitam aproape întotdeauna erau intrările. Deci numărele noastre erau, mai ales alea pe care le povesteam eu și le ilustrau Cătălin, Ghiuri, Cristi Grecu și așa mai departe. Alea era un povestitor care povestea ceva și ăștia apăreau din când în când, erau niște mici scenete. Ei, uitam intrarea de după. Și din cauza asta aveam niște fițuici. Cu primele cuvinte acolo. Băgate în buzunar și trăgeau și după o aruncam ca să nu o trag cumva. Tura următoare. Unchiule, ai mai zis o dată pe asta. Da, când am zis-o, cred că am rătăcit pe câmp vreun minut jumate așa. Până ai găsit. Și n-am găsit eu. Mi-a spus Cătălin. Din cauza că el era fiul și atunci am adus aminte și am intrat din nou. Deci asta a fost sălbăticiunea ta, da, totdeauna am avut chestia asta și eram nervos, adică la intrarea pe scenă eram nervos, dar mai mult la prima intrare. După prima intrare, ca ucigașul serial, căpătam încredere. Dacă am mers prima... Să-și mâna. Da. Am văzut un material senzațional într-o seară acum câțiva ani la pe TVR 2, cu exact cu treaba asta, grupurile studențești umoristice în perioada grea, 80-89. Da, da, filmat cu cameră video, că apărea acolo jos, 2 mai 88 și așa mai departe. Adică erau niște glume deștepte rău de tot pentru vremea în care trebuia să driblezi tot. Că îi se părea unuia că ai vrut să zici aia, de ăla, de ia stai tu mai așa. Exact. Voi ați avut problemele astea vreodată? Adică ți-aduce aminte? Păi, mi-aduc aminte că se făcea ceea ce se numește vizionare. Da. Când făceam spectacole local în Iași, nu era nicio vizionare. La fel, când făceam spectacole, să zicem, la baluri de boboci în București, mai spre... Noi n-am avut foarte multă perioadă de asta, adică am continuat un pic după facultate chestia asta, cu activitate studențească, deși noi nu mai eram studenți, pentru că în timpul facultății, dacă noi ne-am lansat destul de târziu, prin 84 am fost full atunci, am câștigat festivalul Arte și Creații Studențești, care era la umor. Da, deci a fost dificil, dar când intrai în festival, te viziona cineva, nu de la securitate, cineva de la partid. Da, direcția de cultură, de direcția artă, de cultură, de... Și îți spunea, asta nu intră, asta nu intră. Uneori era prostească chestia asta, adică cădeau niște chestii... Și rămâneau altele care ar fi putut, da, mai dure, mai... În funcție de ce înțelegea cenzorul. Ca să... Corect, comisia de cenzori. Da. Când ați început la un moment dat să nu mai puteți, adică erau prea multe roluri, nu? Sau cum ați ajuns la extindere? Am început scenetele și scenetele, dacă la început, zic o scenetă, prima scenetă la cinema pe care am făcut-o, a fost, aveam în plus numai o fată. Pentru că ne trebuia un personaj feminin, că era la cinema și erau trei bărbați care se roteau în caulii. Așa, șoc, 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 cum ar scrie ziarele. Nu o să-ți vină să crezi, Divertis a avut și o fată. Nu vorbim de Monica Angel și de... Nu, din perioada aia, de fapt, a avut două, dar nu simultan. N-au putut ocupa același loc în spațiu ca protonul, care când vine un proton îi dă în cablul ăla și de departe. Nu pot ocupa același punct în spațiu. Da, Luminița a fost prima și Carmen Păun, pe Luminița nu mi-a țin minte numele de familie, și Carmen Păun al doua, care din întâmplare sau nu, erau prietenele lui Toni din perioada aia. Și, adică, girlfriend-urile, cum ar zice astăzi, ca să fie clar că nu era prietena așa, adică... Și ele au jucat în chestia asta și a fost mișto. După aia am mai scris Toni, cred, sau nu știu mai cine, dar deja... la restaurant, care era tot cu noi jucat, dar ne mai trebuiau niște roluri, adică eu eram ceva, Stamina era ceva, Toni era ceva. Mai trebuia unul care să vină să mai centreze, și atunci a fost Silviu, care era ospătarul. Pe urmă, Silviu, iartă-mă, Silviu a fost primul venit după voi trei? Adică el a fost D'Artagnan de între mușchetari? Că, practic, cred că au fost Cristi Grecu și cu Silviu. Și unde au venit odată. Tot acolo prin facultăți, nu? Sau unde? Da, erau... Unde i-ați găsit mămică? Cristi Grecu era foarte activ în zona culturală, artistică, de actorie. Și era și cu science fiction, erau niște cluburi de science fiction. Dar lui domnul Mironov. Iași. Da, nu știu. Merișcă, cred că îl chema, Dan Merișcă sau... Da, Fan Mironov cu știință și tehnică. Fan, da, știință și tehnică și asta. Dar era mișto ca activitate și era văzută tot ca o activitate contrară, că se adunau chipul. Păi, în vremea aia și Brigi a fost considerată subversivă. Și erau bancurile mai mult de 3-4, ia mai răsfirați, băieți, mai răsfirați, știi? Stai, doamne, cășcăm fotbal, băi, lasă-mă, căci de ea. Mai mult, nu ne spune tu, nou, voi formați un partid, știi? Sau chestii în exact, da. Aveați voie cu bărbi pe atunci? Când ți-ai lăsat barbă? Aveam voie cu bărbi din părți, ca să zic. N-aveam voie cu bărbi, sigur. Dar... Nici nici Silviu nu era bărbos, măi? Păi Silviu a pățit o dată că i-a anulat pașaportul. Am fost la un... Deci, teoretic, conform legii, nu teoretic, legal, nu aveai voie decât să ai poza în buletin. Cercul vicios sau nu era că nu-ți făcea poză, adică la poliție nu-ți primea poza cu barbă, dacă ți-ar fi primit, dacă nu aveai vreo pilă sau ceva. Da. Eu când m-am dus cu poză cu barbă, că a trebuit să-mi schimb buletinul, capitanul care era acolo m-a întrebat, dar domnule, nici nu-i frumos cu barbă, ați văzut vreodată vreun polițist cu barbă? Deci frumos era să fii cum e polițistul sau polițiștii. Uitați-vă la mine, eu sunt metru etalon. Vi se pare, da. Și teoretic îți putea, nu teoretic, practic, dacă era suficient de tâmpit unul când îți lua buletinul, un polițist, care erau milițieni atunci se numeau, care se mai folosește pejorativ și acum, când vrei să spui că un polițist este penibil sau ceva, e milițian sau e abuziv, e milițian sau o chestie de asta. Și i-a tăiat, nu pașaportul, cred că buletinul, vorbesc că alandala, i-a tăiat aia că nu corespunde fizionomia cu barbă cu fizionomia fără barbă, cum avea el în buletin. Deja începuseră să fie gașca mai măricică. Noi purtam barbe cumva subversivă, așa, dar nu prea își bătea nimeni în cap. Am fost în tabără studențească de instruire cu bărbi. Cu bărbi și nu... Erau băieții comici, da, încolo, da. Nu umblă și ei cu... Da, da, vă multă vreme i s-a spus, bărboșii aia, mă, de la Divertis. Da, multă vreme, păi și care, Stamina, mă, bărboșul? Barbă, și ai spus, da, care bărboși, că erau toți patru. Când erau aliniați așa, da, era Valentin, Ghiuri, da, tu și cu Cătălin. Da, care bărboși, mă? Da. Că și doar Toni nu era, când la asociația... Toni a avut și el barbă. Am văzut niște poze. Studențească, Toni a avut și el barbă. Și Cristi Grecu a avut barbă. Deci a fost o vreme în care toți aveam barbă. Când mergeam prin tabere și prin asta, eram cu bărbele respective și nici nu erau prea tunse. Deci eram destul de lumberjack de ăștia. Da, știi, acum iarăși oamenii o să zică, stai că nu înțelegem, dar Eusebiu Ștefănescu, nu? Sau cine, actorul, prin 71, are nevoie de din aia bătută la mașină ca să poată să umble pletos pe stradă. Exact, este actor la teatru din Ploiești sau unde era, joacă un rol. Da. Prezentul act i-a fost eliberat pentru a-i servi în cazul de control a organelor abilitate. Bă, da, de ce umble așa pletos? Da. Da. Era ca la iepurașul. Da, ia de citești. Și exact, dar țigară nu. Jab, imediat îți dădea. De pare absurd acum, dar totuși atunci nu... Și atunci părea absurd, dar era... Așa merg lucrurile, ce putem face? Corect. Da. Era absurd, adică din cauza asta era și contradicția. Pe Ghiuri unde l-ați găsit? Pe Ghiuri l-am găsit în Tei, din câte mi-aduc eu aminte. Prima dată. El avea un grup, sau activa într-un grup, că nu era al lui grupul, mă rog, era al lui în sensul că participa cu el. Se chema Neamars Amatoria, poate, mi-e frică să nu greșesc, dar... Ars Amatoria nu era lui Ioan T. Morar? Da, dar Ghiuri juca în... Era și cu Ioan T. Morar? Dacă era, atunci e Ars Amatoria. Jucau niște texte de Ars Amatoria. Asta țin minte precis. Mai mult nu știu, nu mai aduc aminte. Adică... Erau foarte multe chestiile astea pe vremea aia, foarte multe grupuri umoristice în lumea studențească. Păi, era o metodă, era telefon mobil, nu era telefon mobil, nu era televizor, nu era... Perfect, bun, te înțeleg, dar era și un risc. Ca să fii... cu poantele astea și cu... Lumea și asuma, adică... Pentru că mai s-auzeau din alea, Cărmaciu, i-a râdeau, că e Cărmaciu. Era glume că când cădea curentul e de la tablou. Da. Ghigi, cred că a făcut asta odată de la grup. Ghigi era la un grup Arh, se numea. Grup Arh, de la arhitectură. Și a făcut-o pe asta de la tablou? Da, dar într-o tabără studențească. Imensă asta. Nici nu aveam spectacole la publicul larg și cred că de cauza asta era tolerată. Da, 2 minute s-o prins pe asta, știi, de la tablou. Păi o prindea toată lumea, știi, ieșea scandal după aia, ieșea scandal întotdeauna, venea cineva de la UASCR care îți freca ridichia și spunea, bă, voi vreți să mai apăreți vreodată? Ce mă mintea de capul vostru? Ce credeți că o să rezolvați voi cu chestiile astea? Da, acum râdem și dar nu. E, bă, pare amuzant, adică într-o epocă. Deci Ghiuri a venit pe partea cu Ioan T. Morar? Nu. Care acum să trăiți domnul consul sau ce e? La Marsilia. Nu știu dacă mai e consul. A fost consul la un moment dat. Fostul domnul consul sau fost consul. Și care era poet și acum e scriitor. Adică, de fapt, stai că poet și scriitor e cam același lucru, dar totuși poetul nu scrie romane și romancierul nu scrie poezii. În general. Era ceva mai complicat. Care... Da. Și nu, Ghiuri a venit separat, Ioan T. Morar a venit, Ioan T. Morar și cu Ioan Groșan, care este un foarte mare umorist, puțin lume a mai citit cărțile lui acum, dar pe vremea aia avea un umor fantastic în direcția, și acum am 100 de zile de la ceva Orientului, la porțile, 100 de zile la porțile Orientului, un umor care era și inteligent și foarte bine construit. El făcea o echipă cu Ioan T. Morar și ei erau agitatori de ăștia la sărbările mării de la Costinești, care erau ale BTT-ului, și la sărbările iernii de la Izvorul Mureșului, care tot ale BTT-ului. Era să scap unul de ale BTT-ului sau de-ai prietenii, de-ai... Mă omoare. Corect. Voi băgați și astea, că am văzut niște poze. Băgați și Neptun și Da. Cu Neptun era, și venea cu ăla, da, cu tridentul ăla. Silviu era tradițional, el juca rolul ăsta de Neptun. Noi scriam textele pe lângă și comentator era Ioan T. Morar și cu Ioan Groșan. Și ei aveam două echipe care scriau toate textișoarele alea care se spuneau, iar interviurile, majoritatea erau numai încropite, așa puțin. Adică venea Toni și zicea: sunteți, tu ești de la uzina de apă, tu ești cu tare, hai, în 5 minute beți o bere și ne întâlnim să vedem cum o scoatem pe asta. Multe le-am scos de frică, știi? Da. Adică trebuia să dai o glumă. Toni mai avea o glumă internă de asta care spunea: bagă poantă, moșule. Deci cum vă numiți, râdeam cu tare, și spunea lui Ghiuri încet așa: bagă poantă, moșule, ca să îl monteze pe ăsta. Deci erați cu poatele online, cum ar veni. Râdeam, da, râdeau între noi așa. Păi, n-aveam nicio, cum se cheamă, presiune ca mai târziu când lucram la radio sau la, mai ales la televiziune când am lucrat, deși nu era improvizație, dar era presiune, mereu trebuia să nu greșești, să cu tare. La început toată lumea știa că textul ăla abia în ziua aia e început sau ceva, erau îngăduitori, publicul era îngăduitor, plus că se auzeau atât de puține glume în genul ăsta, încât erau bine dispuși la orice. Dacă făceai vreo aluzie la vreun eveniment de ăsta care se știa și cum circulau atunci toate zvonurile pe dedesubt, bă, a pocnit rafinăria de la Brașov, sau nu, în presă la asta nu citeai nimic, deși era un accident major. Da. Și dacă băgai o aluzie la asta, toată lumea saluta faptul că iată, s-a spus despre... Cineva a spus, chiar că a avut curaj. Prostie. Ghiuri când s-a lipit concret de Divertis? 87? 6, cred că. 86? 7, da. Bun, deci ați prins cum ar veni vreo 3 ani înainte de Revoluție full. Da, da, dar spectacole n-am putut face în perioada aia decât acestea pe care ți le-am spus la BTT. Da. Și una din chestiile mișto la BTT era că acolo găseam bere cehească sau așteptam tot anul sărbările iernic, acolo se găsea. Pentru că erau alune care vietnameze sau nu știu ce, care erau învelite în ciocolată, erau nasoale. Beteuți, adică țigara BT bulgărească și berea respectiv, care se găsea. Uneori se găsea și vodcă sau rom Havana. Voi cum vă mai regăseați? Tu ajunseți la Azuga sau că nu mai erați la facultate? Scriam scrisori, dacă să creez în perioada aia, scriam cu Toni scrisori, ca pe vremea lui Einstein, când îi scria lui Max Born. Sau scria, uite, am mai descoperit o chestie dragă, Toni, am ajuns la asta, serviciu este de căcat. Și vă trimitea scrisori? Da, pe cu poșta. Știi că acum o scrisoare cu poșta București-Brașov face 5 zile, 180 de kilometri. Pe cuvântul meu, nu e bășcălie, vorbesc de scrisori oficiale care se duc. Eu mai folosesc poșta ca serviciu de mesagerie și merge destul de bine. Da? Dar asta cu scrisorile, într-adevăr, nu știu. Până la urmă, să fi părând absurd și lor. Ce dracu, mă, cărăm scrisoare. O ia pe jos ăla cu ce duce. Luați-vă și voi un telefon, băgați-vă una WhatsApp pe el. Nu vă era greu atunci cu să... Unul era colo, unul colo, unul colo. Era greu, că cred că puțin a lipsit să nu... E clar că dacă nu s-ar fi întâmplat Revoluția din decembrie, încetul cu încetul s-ar fi dus chestia asta, nu puteam. Adică nu mai erați toți într-un loc, că avea fiecare treaba lui. Noi am dat niște atestate la un moment dat, dar cred că singurul care a luat atestat a fost Gigi. Nici Cristi Grecu nu știu dacă a luat atestat de actor. Nu mi-amintesc, dar e posibil ca... Deci Gigi Bejan are atestat de actor? Avea în perioada aia, pentru că dacă erai zis liber profesionist, și acum e liber profesionist, dar atunci liber profesionismul era ceva extrem de rar. Nu știu dacă... Poate erau considerați avocații liberi profesioniști, poate nu, nu mai aduc aminte. Oricum nu erau case de avocatură, evident. Era un barou și toată lumea. Corect. Mă rog, explozia voastră a venit după Revoluție, clar. Adică până în acel moment erați cunoscuți în cercurile studențești. Da, și nu prea tare. Adică cam pe unde mergeam. De exemplu, când a fost festivalul ăsta de creație studențesc la Cluj, ne-au văzut și aia din Cluj. Eu n-am fost atunci, că eram deja la serviciu, a fost Toni cu Trupa care mă rămăsese în urmă, Cristi, care fiind mai mici decât noi, a mai prins niște ani și am scris, eu și cu Toni am scris atunci un text pe care l-au făcut ei, o scenetă de asta. Și rest am mai fost pe la București, dar la Timișoara sau ceva nu știa nimeni. Unde te-a prins Revoluția? Poate în tabere. Revoluția m-a prins la Ploiești. Eram la Ploiești, eram inginer la Iruc. Eram stagiar încă, da. A venit Revoluția, v-ați reunit cum ar veni, că de acum gata, să da, puteau face Revoluția. Și ca o chestie interesantă așa, în timpul manifestărilor astea se produceau așa numitele imității. Le spunea I.T. Morar, le spunea imitățile. I.T. Morar îl imita pe Ceaușescu și noi imitam publicul lui Ceaușescu, publicul de CC sau de... Și unde îl puteai imita înainte de Revoluție? În cameră, da, la hotel. Știu, da. La una din evenimentele astea a fost Cristian Țopescu, Cristi Țopescu. Și el a spus cuiva din TVR sau... Zis, băi, sunt niște băieți care fac niște glume, rupere. Și atunci am chemat la... TVR. Am fost la TVR odată, făceam niște chestii curioase, citeam de pe foițe, bilețele, făceam niște un fel de video-emisiuni de asta. După Revoluție. După Revoluție. Făceam glume cu PNCCD-ul, astea erau foarte bine primite la... Când făceam glume cu PSD-ul... Hopa! Da. Tăiați! Da. Voi, una dintre primele apariții a fost la Curobingo. Da, cu destul de la început, da. Nu? Da. Printre primele, pentru că voi vă apucaserăți de spectacol. Cred că au mai fost unele și înainte, dar erau mai scurte. La domnul Virgil Vochină. La odată și am mai făcut unele la știri sau la asta. Era una în care Ghiuri venise cu niște ajutoare și covoară pe scar și din Svaziland era. Da. Da, și este cu Gigi Bejan și cu Grețcu. Și cu Cătălin, că ei erau bodyguards. Da. Și cu Ioan, nu cu Ghighi, cu Ioan T. Morar. Și venise că e un zâmbet de tristețe când am plecat și e unul de bucurie acum când m-am întors. Venise din Svaziland. Mă, a furat așa și furaseră între timp. Cristina trecea pe acolo și a furat asta și nu mai țin minte, era mama cuiva dintr-o formație muzicală, i-a zis, mă, nu s-a schimbat nimic în țara asta, m-am uitat la televizor, a venit un om cu ajutoare dintr-o țară străină. Nu cred, i-au furat, domnule! Pentru că erau băgate la știri sau la asta la TVR și nu era nicio de asta. Băi, s-a făcut o despărțire. Și dumneavoastră, săraca, a crezut că, uite mă, a furat. Acum am văzut, zice, acum am văzut, i-a furat de față, domnule, cu televiziune, era televiziune acolo, filmau toți și ăla a furat, nerușinare e maximă, zicea, da. După aia vă duceați undeva, tot timpul era într-o fabrică sau ceva, că erați în halate. Da. Și la domnul Vochin. Noi cunoșteam foarte bine realitatea asta de fabrică. Adică eu la urmă am fost la Fabrica de Șamotă, după aia am fost la Iruc, care teoretic era cu calculatoare, dar noi lucram tot în fabrici, calculatoarele erau undeva într-o fabrică. Da, am lucrat la Dorobanțu în Ploiești, de exemplu, la țesătoria aia de acolo, după aia la Vega în Ploiești, care era rafinărie. Deci noi umblam prin astea, vedeam tot timpul, iar personajul ăsta a fost până când a făcut Radu Ștefan, sau cum îl cheamă, de la Vouă. Are el un personaj maestru, ăla cu bască și cu... Radu Gabriel. Sorry, da. Radu Gabriel are... Ăla e, cred, părerea mea, cel mai bun personaj. Când își iau ei salariile. Stilul la zi de salarii. Da, muncitorul. Da. Atunci era o grămadă de astea și nouă îi nu plăcea. E cu primarul de la Sfierbinți. Da. Primarul de la Sfierbinți. Da. Cu Victorila. Foarte bune. Când se duc ei să-și ia... Chestiile astea. Au mai multe, oricum, dar zic, el mi se pare că l-a portretizat mai bine decât noi, dar noi cunoșteam și când realitățile astea. Imediat după Revoluție ați început să faceți spectacole. Unele erau la mare, la Teatrul de Vară de Neptun. Da. Și astea șmecherele unde s-a adunat toată lumea bună din București erau la Sala Palatului. Sala Palatului a fost mai târziu. Întâi am făcut la Sala Radio. Mai mititică. Care erau spectacole mai mici pentru că aveam o îndoială, mai ales Toni, că nu s-ar umple? Nu, că publicul nostru e atât, da, că până la urmă că nu s-ar umple, că publicul nostru e atât de mult din chestia asta. Pentru că, nu știu, dacă foarte scurtă vreme după asta, când începusem noi spectacolele mai intens, era și Vacanța Mare, care Vacanța Mare clar rupea la săli, la așa, astea avea. Temere. Și, mă rog... Vacanța Mare cu Semaca. La începuturile, da. Cel care a decedat. Da. Adică nu Vacanța Mare asta pe care o știe lumea de acum, ci Da. Care, mă rog, făceau turnee în cele mai mici localități, oriunde. Noi nu făceam decât Timișoara, Iași, Cluj, Oradea, Arad, numai orașele mari, Ploiești, Sibiu. Aveați manager pe atunci sau cum era pe atunci? Adică cum v-a venit ideea să vă duceți asta la radio? Am făcut cu niște catastrofe de impresari de ăștia care nu cred că erau... Cred că erau mai jos decât impresare maneliștilor din ziua de azi, părerea mea. Era unul, mi-aduc aminte, care nu-i dădea niciodată banii lui Toni. Toni era, mă rog, interfața, liderul, da. Cu el se vorbea, deci câți bani, atâta, îți dau... Împărțiți la cât sunteți. Era complicat, deci până ne-am organizat noi, era complicat. Cu asta, cu bani, vinde bilete, pune afișe, aveam cine. Și vorbeam cu impresari, mai mult sau mai puțin local. Și ăsta nu-i dădea bani niciodată pe toți. Adică mai lăsat totdeauna încă 2000 sau 2000 sau cum mai erau bani atunci. Și spunea, Toni, ți-i dau la următorul. Asta că trebuia să vină, că altfel zicea că nu mai vii, știi, că vine altul. Tot timpul se bănuiau între ei că o să le fure artiștii alt impresar, da. Și atunci te lăsau cu un rest de bani ca să-l poți recupera să te duci acolo. V-ați speriat când ați văzut că adunați 4.000 de oameni la 4-5.000 de oameni la Sala Palatului? Băi, m-am speriat mai mult să nu ne facem de râs, adică să nu greșim ceva la o chestie de asta. În rest, nu m-am speriat. Am avut o îndoială cum o să audă. Că asta era un alt motiv pentru Sala Radio, că din cauza că fiind multă vorbă, trebuia ca sunetul să fie foarte bun. Una când cântă Sting sau cineva la Sala Mare și alta e când vine un om și spune ok, acum, nu știu, probabil instalațiile de sonorizare sunt super beton la ora asta și poate și un stand-upper să evolueze acolo numai vorbind încet în microfon. Dar atunci noi aveam și complicațiile astea cu muzica, era brum acolo, probabil nu mai este nici asta. Că tot ușor ați început cu orchestră, da. Turneu Conex. Da, Ghiuri a introdus chestia asta muzicală, care mi se pare mie foarte mișto. Până atunci n-aveați? Nu, am avut mare îndoiel că asta muzicală o să meargă. Eu, personal, atâta. Ceilalți n-au avut, da? Am avut noroc că atât Cătălin cât și Cristi au o ureche bună muzicală. Cătălin a cântat la chitară pe vremuri, Cristi cântă bine cu vocea și a cântat și parodii după Queen și după, deci reușește cumva să le cântă. Are o mică problemă cu stabilizarea exactă a, că n-are, dacă n-a profesat, dar acum nu mai are, din păcate acum nu mai. Atunci avea elan prea mare. Erați conștienți că sunteți receptați ca niște oameni care fac un tip de umor deștept? Pentru că erați invitați la galele unitari și așa mai departe, nu la Cristian Țopescu, la... Nici nu voiam să facem altfel de umor, adică asta voiam mereu, zicea, știu, mi-aduc aminte că eram odată la o creație de asta și a venit Adrian Sârbu de la... cunoscutul Adrian Sârbu, care voia să ne coopteze la Pro TV în perioada aia și a trecut, eram la Izvorul Rece sau undeva unde era o cabană acolo și unde ne adunam noi să scriem spectacolul pentru să-l pregătim, să-l analizăm pentru asta și el a spus că băi, voi lucrați prea greșit, neeficient. Din 10 minute de ale voastre eu pot să fac o oră, o oră jumate și nu vă concentrați prea tare să scoateți esența, să fie gluma. Noi am avut glume foarte bune, nu mi-amintesc un exemplu, dar am avut glume bune pe care le-am scos. Din cauza că dacă publicul nu râdea la ele o dată, de două ori, adică ziceai ok, seara asta a fost public zis slab, seara următoare a fost public zis rece. Dar dacă și a treia oară nu râdea, o scoteai naibii, că era lungime. Ați intrat în malaxorul ăsta de comercial, că lumea nu va recepta niciodată ca un grup de umor comercial. Dar a scos casete Da. Da? Adică trebuia să trăiți din ceva, era normal, mergea treaba. Da, pe casete n-am câștigat niciodată. Nimic. Aproape nimic. Adică în afară de avansul care se dădea, să zicem, casetele radio au fost întâi, după aia au fost casetele video. În afară de tranșa inițială, care se Aldămașul sau... Dă bun venit! Niciodată nu știu, e Aldămașul sau Adălmașul? Cred că e Aldămașul, Aldămaș, da. Da. Deci în afară de aia care se plătea inițial, atâta rămâneam, că după aia ăla nu-i dăduse, librăriile. Dar din spectacole se câștiga? De spectacole se câștiga relativ bine. Nu niciun caz la nivelul de acum, pentru că prețurile nu erau la bilete. Lumea era speriată de prețurile la bilete oricum. Da. Era mult divertisment pe televizor și nu puteai să pui prețul. Ghiuri zicea, visez ziua când biletul nostru o să fie mai scump decât o sticlă de 2 litri de Coca-Cola. Asta era reperul lui. Metrul lui etalon. Că oamenii ziceau, băi, scump, aș veni la spectacol, dar e scump. Și Ghiuri zicea, păi, o bere în mână care este mai scumpă. Da. Da, mă, da. Deci aia era necesitate. Nu poți trăi fără bere. Era aliment. Fără un spectacol mai poți, nu e? Și, da. Dar lumea venea după voi. Adică da, eu dar noi aveam puține spectacole. Doru, mi-aduc aminte, eram la 16-17 ani și îți dau cuvântul de om și erau mulți ca mine, deci repet, nu eram peste 20, că eram în liceu. Da. Și nici măcar nu eram clasa 12. Și așteptam un an de zile. Sau începeai să numeri de prin octombrie, bă, când ori punea bine. Da. Stau ca un decembrie. Da, da, da. Știi? Și... Că așa mergeam, cam o dată pe an mergeam, nu știu dacă la un moment dat n-am mers de 2 ori pe an, adică o dată în primăvară și o dată în toamnă. Dar trebuia să schimbăm spectacolul. Eram limitați de chestia asta pentru că n-am vrut niciodată să mergem în aceeași localitate cu același spectacol. Și atunci asta te constrângea pentru că odată făceai, dacă zicem, făceai spectacolul în primăvară, mergeai cu el la mare și ăla din primăvară mergeai tot cu ăla. Dar după aia mergea și de Crăciun. Nu mai mergea în toamnă. Și în toamnă trebuia să-l schimbi și să-l ții și în primăvară. Era prea mult, pentru că foarte des erau aluzii politice. Și ăia nu mai erau. Băieții nu mai erau în funcție. Era schimbat de Ion Iliescu, care era veșnic. Un foarte bun personaj, fiind nemuritor și veșnic, într-adevăr. În rest, da, nu mai mergea și lumea se uita cine e ăsta, mă, de care râd oamenii. Da, da, da. Sau chiar dacă înțelegeau că nu erau, bineînțeles, publicul nu era prost, dar ziceam, păi, mai facem glume acum cu Radu Vasile. Păi Radu Vasile a demisionat de acum jumătate de lună sau de acum 2 ani sau ceva, gata, erau terminate. Cât e adevăr și cât e legendă, Doru, în astea cu, domne, voi aveați doar un schelet, să zicem, o idee și din el începea să divagați și de-aia râdea Toni și, adică așa era, așa era. Păi, la început n-aveam nimic. La interviu n-aveam nimic. Eu și cu Vali aveam niște fițuici făcute de mână, pentru că noi, fiind emotivi amândoi, uitam și atunci aveam niște idei, că știam personajele. Lucram la prima asta pe care am făcut-o, era improvizată. După aia, când am început să le facem pentru televiziune, le repetam. Alea, interviurile de la televizor, le repetam sau dădeam unul care era foarte hârșit. Și la primul mergea mai slab. După aia se începeau să selecteze glumele, după cum ți-am spus. Dacă vedeai că o glumă nu merge, puteai să crezi tu că e cea mai tare glumă a omenirii. Scoasă, nu râde lumea, gata, s-a terminat. Și spre sfârșit ne mai amuzam făcând diverse prostii, pentru că nu ne venea nici să renunțăm la glumele care erau slam dunk, adică poate erau oameni care ar fi vrut să audă o glumă foarte bună, că o știai tu e una, dar el nu știa. Da. Că nu avea cum să o știe și atunci mai în silă, mai nu știu ce o spuneai. Ați auzit? Altă glumă era, numai asta. Altă glumă era că începeai să spui glumele altuia, ca să vezi ce face. Pe bune? Da. Deci Toni, Toni zicea, deci vă numiți cu tare. Și tu care urmai după aia îți dădeai seama că stai, bă, că de asta nu e rolul meu. Sau și te-ți băga niște chestii de asta ca să te oblige să spui glumele lui Ghiuri sau glumele lui Cătălin, ca să vezi după aia să-l forțezi pe ăla să găsească alte glume. Că... bune astea. Da, asta era... Deci ne încălzeam cu niște chestii. Dar... Se spunea tot timpul, băi, ei au glume de politehniști și ți-a foarte mult... Erau destul de inginerești. Da, și ți-a foarte mult timp să le înțelegi. Da. Știi, adică veneați cu domnule o știre să ascultă din trei surse, da, dar depinde dacă e în serie sau în paralel. Exact. Că dacă știi și începeai să te gândești, mă, stai... Cine nu le avea cu electrica deloc, nu le pricepea. Adică indiferent cât de deștept ar fi, poți să te uiți la, dacă te uiți la niște umor american, la Saturday Night Live sau ceva și nu știi contextul, ai cum să râzi, că nu înțelegi, uite, poți să înțelegi perfect cuvintele sau asta, că nu știi cine-i Sara Palin. Ghiuri era imens. De bun, da. Da, mic, dar genial. Da, era genial. Ce mă uluia pe mine mereu la el, cum reușea să potrivească, el nefiind dintre noi, era... Cred că singurul care nu era de formație inginer. Da, el cu filologie. Și T. Morar. Dar T. Morar și cu Gigi au fost mai puțin în grup. Vorbesc de multă perioadă după aia. La început, la spectacole, da, au fost intens. Dar după aia au fost mai puțin. Și cum reușea el să facă glume tehnice sau științifice. Cum lipea câte un cuvânt de altul și cât de fabuloase ieșeau alea. Uneori improvizație, adică nu erau repetate sau... Da, uneori, deci lui veneau foarte, ele fiind foarte degajat pe scenă, el nu era așa de speriat ca noi și lui veneau mereu idei când auzea de asta și mereu îl vedeai cu două degete. Domnul, vreau să spun ceva. Și venea, te duceai la el, spunea, mi-a inspirat faza asta. Așa era și în afară? Adică mureați de râs? De multe ori, da, dar era și posac de multe ori. Da? Da, depinde de dispoziția pe care o avea. La filmări sau la chestii de asta era foarte dificil. Nimic nu-i convenea. Ba că e prea cald, ba că e prea rece, ba că nu este lapte la cafea, ba chestii de-aia. Mărunde. Cum începea repetiția sau show, gata, se terminau toate, era brici. Dar și râdeam, adică seriile, mai ales ceea ce făceam, cum ziceam, era o glumă din timpul ăla de asta internă că, mă, spectacolul a ieșit ca spectacolul, dar masa de seară a fost ceva... Pentru că la masa de seară, fiind și moși cu formația și cu toți ăștia, începeau și glumele de astea, rosturile. Da. Începeau diverse... Bunica rostului sau bunicii. Bunicul diverse rostului, pârliri de astea în legătură cu ce-a făcut ăla, ce-a făcut ăla. Se întâmplau chestii în turneu și Ghiuri acolo era strălucit, foarte inspirat. După ce trăgea două berici de astea, era nu ca spiritul. La un moment dat a trebuit să renunțați la meserii, nu? Pentru că era prea... Sau le-ai putut duce pe... Nu le-ai dus pe ambele. Nu. Cred că, nu știu, mai mult de 95, nu mi-aduc aminte dacă am mers mult mai mult de 95. Cred că eu am terminat prin 95 definitiv cu slujba. Cu munca. Munca, da. Că era, mă rog, că nu era... Munca e o boală, știi că există medicina muncii. De muncă, la depanat, nu se muncește cu... Da. Adică și asta, dar până îți dai seama, e o grămadă de stat cu mâna răzămată în cot. Nu pui mâna pe lopată. Ce-o fi acolo? Mai puneai osciloscopul, ce mai știai, ce nu mai știai, chestii de genul. Depanatul nu-i șurub. Da. Și am abandonat, la un moment dat am abandonat toți și ne-am făcut un fel de firme, știi cum citești acum că, nu știu, Smiley are o firmă de mare succes, a câștigat, nu știu dacă aia și nu știu dacă el e cel mai bun exemplu, dar spun o firmă de mare succes, vezi aici ce face pentru a câștiga și vezi de fapt că e firma pe care ia salariul de la Pro TV sau ceva, că am avut și eu firmă de aia. Sau... Și așa era și la tine, nu? Da, normal, asta zic, aveam fiecare niște firme care aveam, eram și angajați și patroni, că visul de aur al Regiunii Omeniri și care practic mai plăteam un contabil care trebuia și firma aia reușea ca să poți lua bani legal să nu fie alte parascovenii. Ușor, ușor ați început să ieșiți afară pentru... Erați un fel de Stella și Arșinel. Dar nu ușor. Am fost chiar de 92, cred că am fost prima dată. Cu vize, cu tot acolo. Pe vremea vizelor, da. Și atunci am primit vize pe 10 ani, cred, din prima, ceea ce a fost destul de uluitor. Am văzut acum zilele trecute, n-a apăruse treaba asta cu Molo din Burdujani. Nu, la asta Edmonton a fost, sau pe unde ați fost? A fost o prostie, pur și simplu. Ne-am jucat noi la mall în Edmonton, da. Ne-am jucat pur și simplu. Care are vreo 20 de ani și chestia asta, adică e 2001, 2003, ceva de genul ăsta. Pe chestia asta a prezentat-o Dan Păduraru la Antena 1 ca să îi convingă că e ceva. Antena 1 ne făcea niște curte, ca să zic așa, după ce nu s-a legat nimic cu Pro TV-ul, rămăseseră, mă rog, disponibil, ca să zic așa. Și Toni nu vrea să intrăm în televiziune pentru că îi se părea că o să pierdem, ceea ce a și fost destul de adevărat. Pe de altă parte, în televiziune erau de cel puțin 3-4 ori mai mulți bani decât în... și cu glume mai slabe, ceea ce publicul, nucleele mai dure de ultra mai hardcore, ne-au reproșat că nu mai suntem, la, că asta... Că... Nu mai sunteți voțea, voia, mă, sunteți comercial exact, și voi, mă, după cașcaval toată lumea. Da, 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 umblați după bani, sau nu știu, parcă este vreun om în lumea asta care nu umblă după bani. Da. Dacă ar putea să nu umble, ar fi ideal. Ar fi ideal, da. Ar face... Deci nu ați vrut să intrați în lumea asta a televiziunii. Da, nu prea vreau, deci dar era clar, exact cum ai zis că trebuie să fie un moment. Și ăsta a fost momentul după un turneu, ultimul turneu din state, care nu știu că am fost în 2001 sau 2003, o chestie de asta. Atunci am adus de asta momentul ăsta de la mall, n-a fost văzut, că de fapt a fost destinat pentru a fi văzut de oamenii de televiziune, da. Cum le place să se autodenumească. Se autodenunțe? Da! Sunt oameni de televiziune, da. Cristi, când intrase la TVR prima dată, stătea, râdeam mereu cu el și de el, la faza asta, pentru că când eram la mare, oriunde ne așezam, își punea imediat ochelare de soare. Zicea, băi, Cristi, ce e snore aici? Zicea, mă, eu acum sunt om de televiziune, nu mai... Își schimba și vocea când vorbea. Era mai gros, așa, mai... Da, acum sunt om de televiziune, acum ochii pentru mine contează. Era diferență mare între spectacolele de pe scenă și asta de televiziune? Spectacolele de scenă erau mai mișcate, erau fără burți, pe cât posibil, adică... Da, durau că, 2 ore maxim. Da, durau 2 ore și erau altfel. Pe scenă nu prea puteam să facem sketch-uri sau scenete sau cum naiba să le spun, n-aveai cum să faci pe scenă cu microfoane. Da. Înainte, la săli mici am mai făcut de scenete de-astea mai simple, dar în televiziune cu decor, cu costume, cu de-asta, nu mai puteai. Și atunci am automat, undeva calitatea glumelor a scăzut. Deci erau diferite. Plus viteza, adică dacă noi făceam un spectacol pe an sau poate 2 pe an și rulam alea și le repetam de nenumărate ori una și după aia repeți același spectacol până ajunge șlefuit cabriciu și îl spui și în somnă. Asta la televizor era săptămâna asta trebuie să scrii, nu puteai să scrii cu o săptămână. Și la revedere. Da. Și... Da. Lumea vă iubea la fel de mult și în străină. Cum erau când vă duceați în state, de exemplu? Era la fel sau mai... La început nu ne cunoșteau deloc. Deci noi când mergeam, primul impresar cred că a adus-o pe Panseluța Fieraru și pe, nu știu, o altă cântăreață. Nu mi-aduc aminte, dacă nu greșesc cumva. Nu mi-aduc aminte exact. Deci eram cuplați întotdeauna cu Sofia Vicovean, că am fost odată. Băi, mai bine, ca să eram cuplați ceva, cu, da. Să nu fie, adică măcar vină aia care veneau, că aia sigur aveau un public și noi eram pe lângă. Ei luau banii lor, noi luam banii noștri. Dar știi? Voi simțeați cum se simțeau ei? Adică cum îi vedeați? Erau aproape de voi, pricepeau glumele? I-a fost surprinși la început când am mers noi acolo. Publicul din America s-a schimbat de la drum la drum, ca să spun așa. Adică prima dată când am fost era publicul care venea de obicei la spectacolele românești, care erau spectacole de recitări, de muzică populară, de muzică... Veneau de dor. Da, de dor de țară. Dor de țară și da. Veneau mari actori români din generația mai veche. Venea să-l vadă pe Florin Piersic, pe Dem Rădulescu, pe oricine să-l vadă viu. Spunea la o scenetă sau... nu o scenetă, un monolog sau chestii de asta, cânta ceva, se mulțumeau cu puțin, era important că... Să văzuseră, da. Și era cel pe care știa din nu știu câte filme. Ei, când ne-am dus noi eram complet necunoscuți acestui public. Clar, nu știau nimic. Și au ascultat unele de astea, am mers cu momente mai populare, recunosc, adică interviuri mai simple, urături de astea, cu tot felul de prostioare, dar după ce am fost a doua, a treia sau a patra oară, deja venea public care emigrase după ce fusesem noi prima oară, care emigrase în 97 sau 98 și era public care venea țintit, adică știa la ce vine. Mergem la... Voi, în general, râdea, nu știu, știau glumele. Nu e treaba mea dacă cu un impresar mai bun sau cu ceva ați fi putut face mai mult, vorbesc per total. Sau nu vă interesa, sau vă interesa treaba asta, nu că... Nu știu, pe de o parte, dacă nu era impresar din rândurile noastre, noi așa tehnic am avut un impresar, Lucian Revnic, care a fost impresarul, dar el se ocupa de directivele care erau date de Toni în urma discuțiilor pe care le aveam cu Consiliu, care era tot grupul. Consiliu, da, băi, facem aia, dar bineînțeles că grupul unii avea un cuvânt mai greu și alții un cuvânt mai ușor. Aia care aveau cuvântul mai ușor le se spunea tu taci, pastilă, sau de asta. Chestii de genul ăsta. Nu-i treaba ta aici, dar tu cânți acolo frumos cu vioara când vine. Și dacă ar fi fost din afara grupului, probabil că ne-ar fi forțuit ca să facem mai mult. Adică mai ales mai mulți bani. Ceea ce poate ar fi fost bine, poate ar fi fost rău, nu avem cum să verificăm. E ca în relativitate când a trecut momentul. Dar tu ai simțit asta că, domne, de la poantele alea și de la cele doar 2-3 concerte, spectacole pe an am trecut la chestia asta mai comercială? Tu simțeai? Sau voi, membrii, se simțeai treaba asta? Nu, asta am simțit că era mai greu, că e mult mai greu și că trebuia să nu dorm noaptea ca să termin... texte care erau. Noi lucram pe două grupuri de astea și scriam texte în grupurile respective. După aia le verificam între noi, care era mai slab, mai trebuia rescris, era foarte multă muncă de șlefuială de asta și nu ieșea totdeauna bine. Plus erau subiectele. Deci o treabă care... nu că am descoperit eu acum, o treabă dificilă când ai o emisiune săptămânală este despre ce naiba mai vorbești. Acum despre că ce la un moment dat ai avut... Le-am dat pe toate. Am avut asta, l-am făcut asta. Toni zicea, dacă mai aud odată, că el concluziona totdeauna ce se întâmplă. Eu dacă mai aud odată gluma cu cașul de... Paște, mă duc să mă împușc sau ceva. Și n-am ce face, că era Paștele. De Paște, ce subiecte să... Cașul, ciobanii... Berbecul. Da, erau ani la rând. Da. Te consumă și încet, încet construiești toate ideile pe care le poți construi, la care te duce capul, inspirația, și după aia rămâi... Nu știu despre ce să facem. Și am făcut și... o grămadă de stereotipii etnice, cu romi, cu maneliști, cu arabi, cu polonezi, cu ruși. Vacanța Mare umplea sălile, Divertisul le umplea și grupul vouă la fel. Bine, nu erau stand-up-uri, nu erau impro, nu erau băieți din ăștia. La astea trei se mergea. Da, din câte știu eu, astea mari. Da, astea au fost trupele care au făcut cu adevărat spectacole și în perioada anilor aia. Acum trebuie să ne gândim și la faptul că la nivel de limbaj, ceea ce făcea Vacanța Mare, care era considerat în vremea aia foarte gros umor, este feciorelnic față de... pe cuvântul meu. E feciorelnic, față de stilul... care este și stilul american, deci nu au inventat românii vorbitul... Da, oamenii spuneau așa, și Vacanța Mare și Divertis umplu sălile, contează cu ce fel de spectatori. Da. Așa se spune. Era și o parte de public care mergea la amândouă. Țin minte precis asta, că erau fani și de una și de alta, care am avut eu un vecin care era inginer și care a spus, mie îmi plăcea și aia și aia. Chiar îmi plăcea un pic mai mult ei, dar numai un pic, că zicea ei că... Nu se explodeau. Adică dacă mergi acolo, n-aveai voie să te duci la... Dacă îți plăcea și umorul un pic mai vânos, mergeai și la chestiile astea, pentru că, spre deosebire de alte momente, erau chestii de râs acolo. Deci, dar voi ați făcut vreodată rabat la astea? N-ați făcut niciodată, nu? Adică, domnule, hai să începem și noi cu niște glume din astea mai... Nu vorbim de televiziune, la spectacolele tradiționale. Hai să o lăsăm mai moale, să facem un umor din ăsta mai facil. Nu. Uneori am mai scos niște glume care, după cum am spus, care erau prea inteligente și nu se verificau la public. Dar dacă cumva se verificau la public și cineva zicea adică și vedeai reacții, rămâne așa, aia inteligentă. Dar multe au fost care, mă rog, zicea Toni sau zicea moșule, o dăm o dată, ca să nu zici că am încercat-o. Dacă merge bine, dacă nu, nu. Eu spun că nu merge. De multe ori avea dreptate, nu mergea. Chiar dacă era bine și publicul era bun, unele glume nu merg. Nu știu care e secretul. Câți ani ați fost pe val? Hai să zicem 90 până în... Dacă zicem numai ca spectacole și televiziune, da, din 90 până în 2010. 20 de ani bătuți pe muche. Da. Dar am fost destul de, cred că de asta a și durat așa de mult, că am fost destul de rarefiați. Nu, adică numai în ultimii ani, după ce am început Antena, după ce am început emisiunile săptămânale. Știi că înainte noi făceam emisiuni ocazionale. Da. Fie filmam un spectacol, fie făceam o emisiune la TVR sau la Pro TV sau la asta, o emisiune strictă, Procor la TV, ca un exemplu. Da. Sau am făcut una cu Trivete, cu, nu știu, era da. La Antena 1. Alte prostii de astea. Nici n-am mai putea face, cred, acum chestia aia, că Cristi Grecu juca un negru dat cu cremă, ceea ce e considerat da, acum da, ofensa merge. Maximă. Da. Atunci era ok, nu zicea nimeni nimic. La Așteptându-l pe Godot săptămâna asta, la un teatru la Universității din Groningen, a zis, domnule, sunt 5 personaje masculine. Așa, e normal să chemăm 5 actori, nu? Păi cum nu, că sunt 5 personaje masculine, nu? Este ceva contrar... ceea ce gândim noi. Dom'le, stați așa un pic să o lămurim. Deci sunt 2 personaje masculine și în jurul lor mai gravitează încă vreo 3. Deci câte personaje masculine? Da. 5. Deci ce trebuie să chemăm? Actor? Nu. Pe cuvânt, nu e? Da. Și a zis, dom'le, prima dată s-a jucat bechet ăsta sau cum îl cheamă în 53, când era ceva, acum suntem în 2023. Scoateți-o. Și au scos-o pentru că a zis că, dom'le, contravine principiilor noastre și a deschiderii da. De care dă dovadă universitatea. Păi zice, ce vrea să chemăm și doamne la casting? Da. Păi dacă îți numai 5 rolul de bărbat, n-auzi. Asta e rolul. Și ăsta era da. Rolul. Dar am citit acum o chestie super absurdă. În Anglia, un bărbat acuzat pentru viol și nu știu mai ce, s-a declarat femeie și vrea să fie închis cu femeile. Iar juriul i-a acordat faptul ca să se... Bun, că vrei să te referi la tine ca femeie, poți să te referi cum vrei tu, nu? Dar eu nu pot să înțeleg asta. Cum să bage lupul da. Printre oi zicând că e oaie? Moșule, sunt oaie și eu. Dar cum să fii oaie? Așa mă recunosc, eu mă definesc ca oaie acum. Corect. Ești nebun la cap. Nu e treaba, adică aici nu e loc de cancan și asta, dar dacă poți să ne... Când a început să scârție treaba? Păi, practic n-am început, adică nu-mi dau seama când a început să scârți. Știu când s-a rupt, atâta știu că voi ați fi putut fi forever? Nu cred. Dacă nu știu ce? Nu cred. Nu. Cred că publicul se tot aluneca de la noi, încet, încet. Pe de o parte, era un grup, o mare parte a publicului pe care l-am avut noi, care ne-a părăsit pentru că nu mai eram suficient de inteligenți sau hazlii, da. După părerea da. Lor. Erau mulți care mi-au zis că unde mai sunteți acum la Antena 1? Păi zic, suntem de 2 ani la Pro TV, mai mult decât atât, nici la Pro TV nu mai suntem de 2 ani sau de 3 ani. Deci ca să vezi cât se uită oameni. Și zice, aș mai vrea să vă mai văd. Păi de ce nu vă uitați la televizor? Nu, la alea din 90, din 91. Corect. Deci o parte s-a dus. Ați început să renunțați și la alea de la Sala Palatului și de la astea? Pentru că erați pe TV? Da, pentru că nu mai puteam face, adică ar fi fost prea dificil să dar construim mai și un spectacol, nu știu. Astea adică eu m-aș fi dus acum, nu sunt metru etalon. Dacă le verifici, dacă nu... Noi am încercat la un moment dat să reluăm spectacolele astea după ce s-a terminat cu Pro TV-ul. Am încercat, am mai făcut vreo 2 proiecte de emisiuni, 3. Am încercat la Antena 1, la Pro TV, nu, ok. Am înțeles mesajul și am vrut să facem din nou, să ne întoarcem la spectacole. Și am făcut la Sala Radio prin 2013, cred. Spectacolele au fost bune. Așa, din câte mi-aduc aminte, am avut 2 săli relativ pline, nu pline. Toată pline, gașca? Dar... Lipsea cineva, se splituise păi ceva? Păi lipsea Toni și cu pastilă, care au plecat în altă parte. Deci eram restul grupului cu Iuri, că Iuri a mai trăit în perioada aia. Și n-a mers cine știe ce. Adică dacă ar fi fost presiune pe bilete sau ceva, am fi încercat. S-a zis atunci că nu mai merge din cauza că am venit prea târziu cu spectacolul și că n-au avut timp să ne promoveze și publicul din cauza. Nu cred. Cred în primul rând că într-un fel arătam noi când eram în vârf cu pletele negre, cu... Bărboșii ăia de la Divertis. Așa zis și bărboși, da, din față sau din spate. Când era Iuri, care era, deși la ultimele încercări a fost și Iuri, deci asta nu se poate pune. Da, dar Iuri era la fel schimbat. De bun. Da, era un Iuri schimbat, trecuse prin niște probleme mari. Boala puțin îl păi n-ați putut să-l ajutați în niciun fel sau nu a vrut el? Adică ați fi putut face la ceva? Diabet, adică e diabetul, e diabet. Poate dacă își lua mai intens tratamentele, da, asta, în sensul asta nu făcea, nu stăteam cu el, n-aveam cum să-l ajutăm. Sigur că rămân un regret că poate cine știe ce... Și astea le-au dărâmat, bănuiesc, adică au fost și printre... Da, nu pot să-mi dau seama exact, n-a zis niciodată, nu știu dacă, dar e posibil, probabil. Tu cum ai aflat? Poate e greu acum de povestit, dar cum știai că... Că-i bolnav? Că-i bolnav știați. Da. Deci el ce a avut diabet? Da, a avut diabet 2. Deci cred că e ăla care e fără zahăr. E o afecțiune care a alergat în familia lui, ca să zic așa. A fost o chestie ereditară. Deci nu e de la nivelul glicemiei, e de la altceva. Dacă mă făceam doctor, știam. Da. Da. Și cum ai aflat de deces? Mai ți-aduce aminte? Cred că m-a sunat dimineață cineva. Eu știam că Iuri e relativ ok. M-a sunat dimineață cineva care m-a întrebat dacă știu că a murit Iuri. A zis, pleacă-mă de aici, am închis telefonul. N-am crezut nicio secundă și după aia am deschis calculatorul, că eu mă uit pe calculator, nu pe telefon. Da, nici atunci. Modă old school. Da, și atunci am văzut chestia asta și am rămas destul de cu gura căscată, adică nu mă așteptam să fie... momentul ăla în celălalt era nu tu cu Iuri, în general vorbesc cu el. Mai era apropierea aia sau... Nu prea mai eram așa de apropiați, din cauza, cred că am îmbătrânit, pur și simplu. Nu cred că... Din cauza că nu mai lucram împreună, că ne întâlneam destul de rar. Adică noi am lucrat împreună, la TVR, la... Nu ne mai țineau curelele nici la petreceri să mai mergem. Adică, ok, te duci, bei... Dacă ai putea să te oprești, să bei numai un pahar de vin și o... Dacă ai putea să te oprești, ce bine ar fi! Dar noi eram ca olțiturile vechi, se deschidea așa a doua capac de la carburator și pe urmă jumătate de noapte o țineam tot așa și a doua zi eram praf, nu mai puteam. Și alea rărisem pe astea. Am văzut multe poze cu un nucleu de băieți de-ați mai rămas. Da. Tu cu Silviu, cu Valentin, ne întâlnim de câte ori putem, sigur, ne întâlnim... De câte ori, zice ocazional, adică de câte ori am ocazie. Da. Știi, așa și voi. Cu fiecare ocazie. Cu fiecare ocazie, da. Sunteți amator, zice, poate ești tu, noi suntem profesioniști, știi, sunteți amator de un whisky. Da. Zice, poate tu ești amator, ești profesionist, toarnă. Exact, da. Sunteți amator de o cafea, auzi, amator, poate ești tu. Da, cum spunea unchiul meu, serviți un whisky și unchiul meu spunea, nu, eu îl beau de servită, servești tu. Aveți ceva împotriva tusei? Nu, da. Tușiți cât vreți, domnule. Dacă doriți o săptămână, nu mă deranjează. Nu am nimic, tușiți cât vreți. S-ar mai putea întoarce, dar gândește-te sincer, s-ar mai putea întoarce tipul ăsta de umor? Știi, o să vii și o să-mi spui stand-up-uri, din astea, roast-uri și așa mai departe. Hai să facem un exercițiu de... Dar voi acum continuați sau ați continuat cel puțin înainte de pandemie, într-o formulă sau alta, nu? Cu Distractisul, cu... Da, am avut spectacole la teatru, la Stella Popescu și spectacolele au fost primite așa și așa, nu pot să spun. Adică, cum eram noi obișnuiți. Stilul e același? Da. Am avut același stil de spectacole și aproape aceeași formă. Știu, pe de altă parte, că și Toni a încercat cu cei mai tineri actori asociați care erau la noi și scenariști asociați, a încercat și el niște spectacole și tot n-au mers. Deci nu e neapărat vorba numai de vârstă, cred. Dar, na, nu pot să zic că sunau lumea acolo la bilete, că să spargă geamul. Sala era mică, avea 200 și ceva de locuri. Sala s-a umplut, dar 200 de locuri. E o scară de bloc. Da? E o scară de bloc, 50 de apartamente, ori 3 inși. Poate, mă gândesc, poate că pe de altă parte, dacă nu încerci să faci spectacole în locurile care s-au obișnuit acum, deci gen Sala Palatului, unde merge un stand-up, un actor de stand-up și singur face o oră, o oră jumate, vorbește pe scenă acolo. Nouă, chestiile astea ni se păreau foarte sărace vizual. Tot timpul ne-a impus asta, să fim... Și cu vouă și cu Vacanța Mare, un fel de bunici ai stand-up-ului. Noi le spuneam monologe la asta, dar nu era... Nu pot să spun că monologe se făceau și înainte. Scria... Maximilian, foarte bune, excepționale. Deci noi am încercat să facem monologe, nu propriu-zis stand-up, adică niciodată cineva nu povestea ce se întâmplă lui, chipurile, adică cum a mers el în autobuz și în autobuz, cum sunt foarte multe stand-up-uri sau judecăți asupra lumii de astăzi, cum sunt stand-up-urile mai bune, care vorbesc despre rasism, despre woke, despre, nu știu, alea mai... aburcate așa. Deci la monolog era clar, totdeauna intrai și spuneai, te defineai ca un personaj, o chestie de asta. Nu, asta era la interviu, deci interviu cred că ar merge, vorbesc de monologul individual. Bun, și dacă ar fi tipul ăla de interviu, cred că ar merge și acum, de câte ori l-am mai făcut, așa a mers. A fost unul din cele mai răzăcioase momente. Și de ce nu mai forțați? Păi nu avem cum să facem, adică nu poți să faci un spectacol numai de monologe, dar undeva mai mult de chestia asta, când credem că nu prea ar avea succes. Adică am încercat de mai multe ori, până la urmă, de câte ori poate să încerce cineva să dea cu capul într-un gard. Știu, Doru, dar eu crescut cu voi și probabil încă 3.000 de oameni care veneau la, sau 5.000 de oameni care veneau la spectacol, cred că aș vrea să vă revăd. Nu cred, sunt sigur. Nu știu dacă din aia 3.000 de oameni, 600 nu sunt în Germania, 800 în Statele Unite, din aia, strict din aia. Așa, sigur că este public destul, dar părerea mea e că mulți dintre ei au cam aceeași vârstă cu noi și din cauza asta sunt comozi. Adică nu se mai obosesc. Dacă le-ai dat la televizor, genul ăsta de umor existent acum pe piață, fără să facem niciun fel de comparație și fără să spunem. Da, știu că nu este, dar poate asta îl face și cumva straniu, adică moșule nu ne interesează, dar e ceva, dar ăștia au fost și au făcut. Acum mă gândesc că dacă o trupă nouă ar putea să vină, dar dacă te uiți la Monty Python, n-a mai apărut niciun Monty Python. Sunt cât... 30-40 de ani de când au fost ei. Da, 40. Și acum am citit că John Cleese a apărut într-un alt serial după o pauză de 20 de ani sau de 30 de ani. Da. Bine, știu ce va spune lumea, că Divertis fără Ghiuri Pascu nu mai e același. Păi nu mai e. Clar. Nici fără Toni nu mai e același. Că deci, v-ați plituit. Fără oricare dintre noi nu mai e același, dar la unii, cum a fost Ghiuri, e mult mai important, adică era mult mai important, mai ales pentru spectacol. Deci un spectacol era... Cred că și emitea vreo energie, ceva. Uneori venea și spunea, băi, m-am mâncat, cred că este un vampir energetic în sală, că mi-a luat tot, dar el lua pentru că era elanul. Așa e. N-ai venit cu tolba goală, nu? Avem și niște pozuțe. Nu vii cu tolba goală. Că am jucat și Moș Crăciun o vreme, la... Eram abonat la lor, din cauza că eu am avut părul natural alb încă de la 50 de ani. Nu, chiar, ar fi fost, am avut păr alb pe la 25-26 am început să am păr alb. Și era norul perfect de moșgerile slash Moș Crăciun. Mă numai să mă mai albească un pic, nu? Fă-i rost de perucă. Terminam cu prostiile. Dă-i un pic de alb acolo și gata. Ne uităm la niște pozuțe? Da. Hai să ne uităm la niște pozuțe, dar trebuie să ni le comentezi așa. Ok. Asta era la Ploiești, vezi? Că vorbeam de sală, asta era sala mea, era o sculă de asta cu care... Asta era. Un fel de canotaj, tragi de niște mânere și alunecai pe aia. Și de câte ori făceam gimnastică de asta, mă suna vecinul de dedesubt la ușă. Da? Băi, ce faci, mă? Nebunule care... Da. Când m-am mutat acolo la bloc, a venit un vecin și mi-a spus: domnule, cam de când v-ați mutat mereu gălăgie pe aici și... Asta, dumneavoastră, ce profesie aveți? Și am spus: sunt inginer, nu vă speriați, nu sunteți mai sus decât mine. E mereu gălăgie. Nu cumva să cred. Asta era o pisică pe care am avut-o, pisica Mișii se numea. Și... Telefon șmecher cu butoane? Da, am avut cu claviatură. Asta. Când am avut primul robot, mi s-a părut că omenirea a făcut un salt care ar fi trebuit spus de cineva să spună: băi, un pas mic, un robot mare. Hai să mai vedem. Trebuie să treci mai repede, că... Vezi că aveam un lampadar? Un lampadar, da. Hai mai dă-ne, George, să vedem. Ia uite aici, tăticule. Asta a fost... Sper că nu crede nimeni că fac publicitate în mod serios la Cadillac. Asta a fost mașina mea preferată americană și când am fost în state, am fost într-o zi cu un taxi pe care am intrat 4 pe bancheta din spate și 2 pe bancheta din față, plus șoferul. Era un gypsy cab, că la galben, bineînțeles, nu te primea în față, dar și am intrat toți în ăla și am mers destul de confortabil, nu ne-am îngrămădit excesiv. Alea pătrățoase, așa, dreptunghiulare. Asta deja, vezi că era deja, liniile erau puțin îndulcite. Era facelift. Facelift, da. Și astea erau hainele care erau populare în acea perioadă. Da. Care erau făcute din computer, în sensul că nu ți era frig cu ele, deși ele erau... Gecile astea care v-au consacrat. Când ieșeați la... Gecile care v-au... În anii aia, când am fost atunci prin New York, de multe ori mergeam dintr-un magazin într-altul, pentru că magazin era cald. Și noi mergeam pe stradă, că hai să mai intrăm și mergeam în magazin, magazin era cald, trebuia să-ți dai jos alea, iar americanii ieșeau dintr-unul într-altul numai în costum cu... cravată, pentru că ei ieșeau, treceau scurt prin asta. Dar noi care hălăduiam pe străzi toată ziua... Hai să mai vedem, tot din... Ia uite aici. Da, aici... nu știu ce am. Asta cred că e tot în New York, în cartierul chinezesc, cred. Uite, cunoscutele țâșnitorii care, mă rog, țâșnesc numai din când în când la incendii. Ce aia țâșnitoare, nenici, de ce nu țâșnește? Stai să ia foc întâi ceva. După aia să și meniul chinezesc să vedea acolo sus. Da, asta e simplă, numai că mă mai țin așa să mă laud că am fost acolo. Nu... De câte ori ați fost în America? Cred că de 5 ori, cred, aproximativ. Plus minus una. Uneori le și încurc. Acum îmi pare rău că, uite, aici mi-am făcut una... Asta e bună rău cu Divertis, comedia acolo. Ne-au pus, organizatorii de acolo, ne-au pus ca la artiștii mari, care vezi în filme câteodată. Numai la Pari Pilevântul l-am mai văzut așa. Și v-au pus acolo. Și ne-au pus acolo sus și eu mi-am făcut o poză pentru amintiri cu asta. Mama, are 20 de ani poza asta? Că văd că e 2003 acolo. Da, 20 de ani. Dacă e 2003... Păi văd că e acolo jos. Am zis că nu mai țin minte. Da. Hai să mai vedem. Dacă nu fi fost data. Aici mi-am făcut o poză, dar n-am găsit-o pe aia unde e Vali Vigelie, steaua lui. Și mi-am făcut asta, Kevin Spacey. Efectiv întâmplător, astăzi când filmăm pe 8 februarie, că lumea trebuie... 8 februarie 1958, aici, atunci s-a inaugurat asta cu steluțele. Pur și simplu întâmplător. O întâmplare, care face. Și am citit, n-am știut că, de exemplu, Whitney Houston nu are o stea. Nu are? Nu pentru că n-ar fi avut performanțe, ci pentru că niciodată nu s-a înțeles cu oamenii când să vină să o inaugureze. N-avea timp. Nu e bășcălie, nu e nimic. Și mulți alții, încă vreo 5-6, cunoscuți, prinți, de exemplu, azi, domnule, tot timpul trebuie să vii să tai și mata o pangă, să pui mâna acolo. N-avea timp. Păi trebuie să fac măcar poze lângă ea. Am citit Britney Spears, cea mai tânără, pe la 21 de ani. Și Michael Jackson și cu Jackson 5 și cu el singur are 2 stele. Ca și cei de la Beatles. Fiecare are steaua lui, steaua lui, da, și cu Beatles, da, așa, da, da. Sunt niște chestiuni extrem de interesante. Unde ai fost aici? Am fost cu steaua. Cu steaua, da. Da. Vai, steaua ta. Eu credeam că ăsta este într-un loc total spectaculos, dar el este pe o stradă care leagă absolut obișnuită, da. Tot cartierul ăla, te duci și zici, asta e Kodak, da. Și-a și schimbat numele, Theater, asta, nu, și te uiți acolo și e o stradă obișnuită, chiar destul de murdărică. Păi cel care, Oscar, nu mai știu cum îl chema, cel care a trebuit, a venit cu ideea asta, un nume mai așa, a venit și a spus că el primise ordin să înfrumusețeze acolo. A zis, mă, fă ceva mai să iasă mai frumos, că e oribil. Și atunci a venit cu ideea să punem niște stele din astea pentru 5 categorii, cu care cântăcioși și așa mai departe. Da, foarte frumos. Oricum, a scos strada aia, cu chestia asta a scos. Da. Da. Deci aia observai cu părul. Asta este o poză pur și simplu de la repetiții. Cred că jucam un rol de PSD-ist, părerea mea, după cum sunt îmbrăcat. Pe cuvânt. N-am asta, că eram îmbrăcați că tot așa, ca să simplificăm. Deci te îmbrăcai cu roșu sau cu albastru sau cu galben, ca să știi din start cine ești. Nu mai bine, mai și spuneai câte ceva, dar să fie clar că corect. Ne-am îmbrăcat așa și... Eram preocupat de ceva, nu-mi dau seama de ce puteam să fiu preocupat. Probabil nu știam textul, iarăși. Mă gândeam, oare s-o vedea la prompterul sau... Da. Nu. Hai să mai vedem. Asta e de pe vremea Pro TV-ului al doilea, când am fost cu trupa, după ce ne despărțisem de Toni imediat. Despărțirea când s-a produs concret 2007 sau 8? Sau... Cred că 8 sau 9. O, nu. 2007. Uite, o dată importantă și abar n-am. Cred că în 2009, 2008 ne-am mutat la Pro TV în... Nu mai știu. 2008, 2009, tot 2007 plus minus una. Ghiuri când a avut accidentul? Când a mai încoace? Nici asta nu mai aduc aminte. Mult după Pro TV, că am mai fost și la TVR și la asta, dar nu știu dacă cu 5 ani sau cu 7 ani. Sau... Da. Pentru mine timpul e un mare mister. Și pentru Einstein era, să știi, nu era, și pentru Hawking. Deci, sunteți câțiva băieți în gașca asta. Suntem care vă curcă timpul. Da. Timpul ridică mari probleme. Da. Nu mai țin minte chestii care au fost cu 4 ani, cu 8 ani sau cu 20 de ani. Da, și ne băgam în pat. Și bă, mai era ceva, dar să mor dacă mai mi-aduc aminte ce. Stingeam lumina asta, bă, mai era, lipsește ceva. Da. Oricum o fotografie. Mai aveți voi una așa pe niște scări, unul în spatele altuia, așa, una aia alb-negru. De la Costinești, da, foarte bună. V-am prins odată la Costinești, mi-aduc aminte la Vila Amfiteatru, 92, cred. Am stat la vila din fața voastră, n-am putut să dorm toată noaptea, că ați ieșit afară și din banc în banc, din poantă în poantă, râdeați de să dărâmau baierile cerului. Îmi cer scuze. Da, nu-i nimic. E puțin cam... Uite cum arăt atunci, că de atunci am rămas cu oboseală și cu o sfârșală suflet, de când am dormit de atunci, știi? Ce ați simțit dumneavoastră? De aceea sfârșitorul. Da, și sfârșitorul, da. A fost sfârșitorul. Așa ceva nu există. Cred că a fost numai radio. Nu, și casetă. Da, a fost audio. Ați început cu așa ceva nu există, nu? Da, așa ceva nu există. Și după aia sfârșitorul. Corabia Speranței, NATO cumva, da. Umoromania, am avut mai multe casete de astea, care asta e de la TVR. Totdeauna îmi spunea Doru Pârcălabu, colegul nostru, îmi spunea, băi, tu ești născut, rolurile de țăran îți vin mărușă. Deci, ești de acolo, uitați-vă la el, îi puneți o căciulă și o bundiță și gata, e țăran. Nu trebuie să te mai concentrezi mai mult. Da, Ghiori, uite, Pavarotti, uite ce elegant arată, e altă. Ghiori când începea să cânte. Deschițe. Și cânta, adică o gamă largă de gând. Da. Cu toate astea mereu spunea, când îi spuneai ar trebui să facem parodie, după asta zice, mă, faceți rost de cântec, că eu nu știu cântecul ăsta. Pe bune? Da, ci că așa s-alinta el, că nu știe ce cântă Beyoncé sau ce cântă. Da. Nu știu, nu le știu astea. Nu, când chiar nu le știu. Așa... Da, le făcea perfect. Corect. Asta a fost la un concurs Inim pentru Inim sau nu știu ce, unde am fost și am primit premiul ăsta. Inimioara. această inimioară și nu știam ce să fac, că toată lumea se aștepta să fac vreo prostie și l-am băgat-o sub haină, ca și cum aș fura-o. Și s-a distrat lumea, deși era o glumă foarte slabă. Da? Dar neavând microfon... Ai pus-o lângă cealaltă inimă. Da. Da. Inim pentru inim, da, chiar da, era da. Pe bune. Asta. Așa, da. Da, acum e inimă, dar atunci nu știu, e da. Mai de mult asta oricum și... Mă aduc aminte că a fost, era și Ion Țiriac și râdea de Ilie Năstase la spectacolul ăsta. Nu știu, avea niște glume. Da, bine, și Ilie Năstase râdea de el, deci erau absolut chit. Râs pe râs. Da. Mama, asta cum e? Asta când a fost, da, Alexandru Ioan Cuza și sârboaica lui, care, bineînțeles că noi la parodie am făcut, toată povestea a fost despre unirii este influențată și determinată de amantlăcul lui. Cu... Corect. Am uitat cum o chema. Cum aici, cine era? Erai Cuza? Da, aici era. Cu Maria Obradovici? Da, exact, da. 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 Cu care l-a și prins când era și, da. Doamna. Și ăștia erau boierii. Asta era cu Facebook-ul. Ce mai scrie pe Facebook-ul? Da. Câte prostioare. Da. Da. Amuzante și... Eu și acum cu fiul meu gluma asta avem, fiul meu având 15 ani și băi, Facebook-ul, ia vezi mă, ce da. Mai zice pe Facebook, știi? Și râdem, deci... Da, unele... Poate reconsiderați... Da. Da, știi cum e, mulți factori, tu poți să zici, da, vreau să fac, hai, dați-i drumul. Hey, da. Prezintă-mi și mie un proiect, prezinți proiectul și urmă suni... Nu-ți mai răspunde. De data a trecut în bloc sau într-o chită. Dați-i că vă rezolvăm. Da, da, da. Faceți voi ceva. Că... Lumânări cu și cu un pachet de țigări. E frumos așa. Da. Bine, asta nu e poză de... Da. Poză de... Semăna cu domnul Daminescu aici. Da. Cred că domnul Antonesei. Da. Cam din cauza barbișonului. Da, barbișon. Barbizonul. Mai avem? Cam mai tăia noi din ele, că erau multe. Da, păi nu, eu am trimis să alege 3, 4, 5. Aici nu mai țin minte unde era. Păi Sicilia sau ce zice? Sicilia, cred că zice, da. A fost în Sicilia. Sicilia mi-a plăcut foarte mult. Au fost și anul ăsta și la vreo 2 săptămâni, nu 2 săptămâni, tot în anul ăsta am aflat că l-au prins pe un mafiot da. Care s-a ascundea de multe. Vezi, ai grijă să nu te... să zic că... Domnul... Și eu am fost la Palermo și pe alta la Macaza, pe partea aia unde stăteau, unde zice că le-au prins. Păi, unde ai grijă. Mereu mă întrebam, eram odată în Sicilia, data trecută când am fost, ți-am zis că îmi place mult Sicilia, de-aia am fost de 2 ori și mi-a zis, am cunoscut acolo un chirurg care nu vorbea românește, dar era prieten cu o româncă și românca... știa de noi, de Divertis, deci m-a recunoscut da? Și am vorbit, da, am vorbit ce cu tare. El, era doctor și era asistentă sau tot doctoriță, nu mai țin minte exact, cred că mai mult degrabă asistentă și l-am întrebat pe el, mai există mafia? Și el zice, ei, și după aia zic, de ce ai coborât tonul? Că ai coborât deja cu 2 octave. Deci, nu mai este de mult, nu mai este. Da. Deci, mai încet cu mafia, da, despre mafia mai ușor, da. Bine. Mai avem? Aici s-a la lansare cu Doru Antonesei, care mereu îmi spune lumea, ce faceți, domnule Liviu Antonesei? Nu știu dacă îi spune și lui Doru Antonesei în loc de Liviu, dar... Da. Liviu Antonesei. Păi ia să vorbim după ce terminăm cu pozuțele. Ei și... Da. Să vorbim și de cărticele. Uite. Asta e una dintre ele, nu? Da. Asta este... Nici nu știu care este. Cred că e... Păi hai zine dacă tot, da. Te-ai apucat și de... Ciobanul freelancer, Titis Meureac, Ciobanul freelancer, da? Am zis să scriu o parte din chestiile astea, le scrisesem de-a lungul timpului și am zis că ar fi o idee să rămână scrise undeva. Ele n-au legătură cu scenetele de Divertis, nu? Sau... Nu. N-au legătură. Au legătură cu unele texte, în sensul că sunt cu unele texte pe care le-am mai prezentat vreodată, în sensul că sunt, că ori n-au apărut niciodată, ori au fost jumătate de oră la radio. Dar hai să zicem de toate, dacă tot. Bookzone, pe băieții ăștia îi cunosc. Da. Putem să ne leudăm că aveam și o carte pe aici, dar nu mi-au furat-o, cred. Să fură și cărțile, domne, în România în ziua de azi. Important este activitatea, nu? Nu este ce obții prin activitate. Bine că unde se găsesc ele? Le găsesc oamenii acum de cumpărat? Numai pe internet. Și la librărie, la Cărturești, cred că și acolo se găsesc precis. În rest... Cine ați lucrat, domnul Antonesei? La cu Florin? La Buxon? Sau cu cine? Da, tu știi pe Florin? Păi am o carte pe aici, dar mi-au pornit-o colegii, cred. Și era da. O mai avem un cărticica cu Mutu? Păi trebuie să fie, a spurat cărțile, incredibil. Mă rog. Da, da, da. Nu mai văd, sau am dat-o, am donat-o. Nu, că nu știi că ne-a cerut-o da, cineva. Florin mi-a zis că să scrie și tu ceva autobiografic, da. Astea sunt foarte, că merg mult mai bine. Da. Lumea vrea să știe ceva real, nu? Termină cu prostiile astea. Da, cu... Da. Am scris niște glume pentru cine vrea să citească niște glume, sunt niște glume, niște construcții, poate peste vreo 5 ani, cum ai zis tu, poate vreo echipă vrea să... Că arheologii descoperă vestigii are. Da. Dar distractiți care e situația acum, concret, sau ce... Păi situația e că nu facem nimic, că nu avem cum, adică s-a terminat, am ratat un spectacol din cauza pandemiei. Și dacă fluierea cu odată nu se mai adună oștenii? Nu cred că se mai... Oștenii se adună, nu cred că se mai adună cu teatru. S-a rupt legătura atunci, directorul a fost schimbat. Și nu găsiți voi o sală noi de... știi că nu lucrează cu ei vechi, adică cu colaboratorii vechi care au Bun, fost. Și nu găsiți la sala radio odată, adică n-ați putea o... Poate găsim, dar e prea lungă bătaia, nu știu... Practic, este și puțină demobilizare. Un impresar vioi, n-aveți nevoie. Da. Într-un fel ne simțim oasele un pic obosite. De câte ori vă mai întâlniți pe an? De câte ori aveți ocazie, ocazional? Da. Da. Păi, da, așa... Am tot încercat diverse proiecte pe internet, pe chestii de astea, care au fost începute într-un fel sau altul. Mai avem momente de la alea. Deci noi niște tentative am mai făcut. Proiectele alea tot au căzut. Nu cred că din cauza... noastră, că erau niște proiecte mai vaste, niște portaluri. Dar dacă fluierea acum, cine s-ar aduna? Păi acum, dacă ar fi eu, ca să nu mă uit prostește. Să fii primul. Da. Bă, și mai era unul, bă, dar unde e? Da. Florin Constantin, zis Stamina, Valentin Gora, Silviu Petcu, Cristian Grecu, Doru Pârcălabu. Cam ăștia suntem din... Practic, trupa veche, rămas au 6. Și fără, da. Marele regret, dacă cumva Ghiuri n-ar fi avut ghinionul pe care l-a avut, să aibă boala pe care a avut-o, atunci probabil că am mai fi încercat ceva. Dar așa nici elanul a scăzut. Adică noi am făcut spectacol, se simte în spectacol lipsa lui. Unde nu e, da. Dar întrebarea aia de la iartă-mă și ta-na-na-na-na sau de la surpriză-surpriză. Când l-ați văzut, când ați vorbit ultima dată cu domnul Toni Grecu, stimate domnule Doru Antonesei? Păi, cred că am vorbit ultima dată, din păcate, la o înmormântare unde... M-am văzut cu el și am vorbit. Așa aș vorbi, dar nu am mare elan să mă întâlnesc cu el în mod special. Am înțeles. Deci, să zic așa, cu 4 ani sau așa, cu 3 ani, nu știu cât am vorbit, după ce n-am mai vorbit multă vreme, e adevărat. Ai fost supărat? Da, am fost supărat, dar acum mi-a trecut în principiu, dar mi-a trecut cu totul, adică în afară de ea. Stilul divers, mi-a trecut, dar cu totul. Da. De fapt asta s-a întâmplat, da, mi-a trecut cu totul. Era o chestie că dacă noi ne întâlneam mereu în același grup, se creau mereu niște alte evenimente care se adăugau peste evenimentele alte și creșteau așa niște copăcei și era drag să ne mai întâlnim, să mai facem. Da? Dacă s-au rupt... lanțul de iubire. Lanțul și a început a ruginii. Da. Ai simțit vreodată că Divertis te sufocă? Nu. Nu. Nu, mi-a plăcut întotdeauna. Mi-a plăcut să lucrez. Că... Am simțit câteodată că e foarte greu și într-o noapte, când terminasem în sfârșit de scris un episod la Iotu și Tăticu, pe care îl începusem cu Ghiure și cu Cătălin la sediu, dar el rămânea de finisat, de văzut legăturile, de văzut dacă nu sunt... Acolo scriam chistol viteză, ca să fie material. Și de dimineață când... dimineață, în sfârșit, am citit ultima dată ăla, și am luat mouse-ul și l-a dat save, nu știu ce, am dat no. Și s-a dus, cred. Da, nu i-am dat nici cancel, nici nu nimic. No, și s-a dus pe coptă. Predestinat. Și am rămas câteva secunde prostit complet, nu știam ce să fac, adică vreau, a doua zi dimineață la 9 trebuia textul la filmare. Eu n-aveam filmare în ziua aia, nu era o problemă. Da, dar trebuia oamenilor textul. textul și atunci cu mare durere în suflet a trebuit să-mi amintesc fiecare corectură. Noroc a fost destul de repede. Am mai făcut 2 cafele și am stat până la 6-7 și am terminat. Deci se întâmplă. Da. Ai vreo dorință așa pentru viitor? Pe care îi vrea să o îndeplinești? Mă, am o dorință de a câștiga la loto mare, dar... Trebuie să și joci. Trebuie să joci și nu joci, da. Din principiu. Deci asta nu se pune. Dar din când în când, când mai citesc prin ziar și spune că reportul a ajuns, da, la nu știu cât, zic, ai o pornire. Acum ar fi momentul să, da, joc și eu, că uite, sunt bani serios. Da. Așa. Da. Ai vreo... Păi, una realizabilă? Sănătatea la pensie, asta. Da. Da? Da. Să mănânci pensia sănătos, da, cum se zice. La pensie, da. Nu am aș mai vrea să mai am niște planuri, să mai scriu câteva prostioare de astea. Poate mai amuz pe cineva, poate mai câștig un ban ușor, ușor din, da, asta. Deci... Nemuncit. Da, păi, da. Toată lumea crede că banii ăștia sunt nemunciți. Da. Deci să știi că au trecut 2 ore de când vorbim? Ok, ne oprim. Da. Da. Acum, ca să citesc tot din Divertis, la masa de montaj sperăm să realizăm un material credibil, exact, pe măsura calității acestui domn, care poate n-a vrut să spună. Deoarece am luat-o, da, mereu am luat-o pe arătură, dar așa se întâmplă, dacă planul nu te ții strâns de... Dar întrebarea aia, mă chinui să nu o adresez, dar ți-e dor de Ghiuri? Da, evident. Am zis, mi-e dor de Ghiuri, mi-e dor și de Toni care trăiește. Dar întrucâtva mi-e dor de ei cum erau atunci. Deci pe ei așa îi țin minte, îi știu. Din când în când mi-aduc aminte clar cum stăteam la masă acolo sau la masă acolo, la altă prostie. Altfel... Cu cine stăteai în cameră la... Cu Cătălin stăteam. Da? Da. Nu puteam... Aș fi stat și cu Ghiuri măcar din când în când, pentru că era foarte hazliu, dar era extrem de dezordonat. Deci era antipodul Cătălin. Cătălin este extrem de ordonat, da, iar Ghiuri era extrem de dezordonat. Când intram în cameră la el, stătea cu Valentin Gora. Când intram în cameră la ei, să le dau asta, prima, da, priveliște era așa. 2 sticle de bere puse lateral pe chestia asta, numai începute. Deci berea era 1 centimetru băută din bere, dar trebuie să neapărat ei să le bea pe alea înainte de culcare. Și după aia erau haine, valize, pantofi. Așa-s genile. Pe jos, da. Așa-s genile. Da. Doru, să rămână mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Sper că m-am concentrat pe aici, pe acolo și la masa de montaj. Astea sunt cărțile. Da. Puneți mâna și citiți, că îmi zicem noi că unii citesc ca să adoarmă și unii citesc ca să se trezească. Da. De fapt, nu citește ca să adoarmă. Pe bune, da. Da, da. Le găsiți. De va fi vreodată să se mai repare Distractisul, Divertisul și așa mai departe, să știți că aici le-a zis la Vreau să știu, da? Exact. Dacă iese, de aici a plecat totul, șoc, 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 nu o să vă vină să credeți. Casa Pariurilor alături de noi ca de fiecare dată. Noi chiar așa terminăm, nu că ai venit tu astăzi. Da, cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Da. Șamfort, nu Charlie Chaplin. Da. Mii de mulțumiri încă o dată, să rămână. Dragi prieteni, mii de mulțumiri și vouă, toate cele bune. Dacă vreți să vedeți, acum e singurul moment de sinceritate și singurul moment serios al acestei emisiuni de 2 ore, căutați pe YouTube, că așa vorbește toată lumea, dați Divertis. Și acolo vă asigură Moșu că undeva, da, și cu monstru, da, că e un umor de calitate. Mii de mulțumiri, toate cele bune, numai bine, la revedere!